Și mă aude lumea. Fâse sau fâșe? Pentru că fâs, Andrei, e una. Dar o fâșială e altceva. Povestești cum te-ai împiedicat de calmuri și poate asta e un motiv. Povestești. O? Da, am înțeles că fâșii mei prieteni, nu? Răbdare, nu mai sunați că noi încercăm să rezolvăm. Gata, au dispărut, hai, confirmați. Și din cauza mea? Tu ceva ai făcut ieri. Deci dați să vă explic, asta e tare neinteresant. Înainte ca noi să intrăm în emisie, eu m-am împiedicat de cablu de la cameră. Și omul ăsta s-a supărat pe mine tare. Aproape că m-a înjurat, dar din cauza asta, de fapt, s-au întâmplat mai multe probleme tehnice. Gata, nu mai fâș. Dar cine în viață nu o să împiedică? Numai cel care nu merge, înțelegeți? Hai să facem un sondaj de opinii, foarte important. Așteptăm Accent TV să fac știri din asta. Cum e corect, fâșie sau fâsăie? Hai, las. Pentru că teoretic se aude un fs. Dar dacă stai să te gândești, e totuși fș. Da. Fș. Care e diferența dintre un șărchi și un șărchi blatnoi? Doar eu și Liviu Spână cunoaștem răspuns la această întrebare. Petru, tot normal acolo la Anisa. El e la Anisa, apropo? La Anisa el e. Bună seara, prieteni. Bun găsit la internetul grăiește. Hai la început. Oh, my God, Nata, intrăm noaptea. Noaptea. Suntem niște neserioși. Dar știi, poate a sponsorul mai ediției de astăzi este compania Punctualitate. SRL. Știi, bună... poate și mai bine, la o oră așa târzie, s-o uita mai puțin și nu tragi mai puțin rușine, Andrei. Ah, da, da, noi de asta am vrut să mutăm emisia odată cu emisia live a domnului Chicu la Radio Moldova. La ora 6 dimineața. Fiecare sâmbătă, prim-ministrul Republicii Moldova e la 6 dimineața live la Radio Moldova. Asta e performanță, asta e performanță. Ok. Hai, Nata, te rog frumos să spunem o dată bună seara, ca să am și tăie după asta pe YouTube, n-am spun toate greșalile astea noastre. Gurița, gurița mică. Bună seara. 3, 2, 1, acțiune. Bună seara, prieten, bun găsit la emisiunea Internetul Fâșuiește. Ok? Hai. O emisiune despre Moldova. Hai, măi, serios. De ce nu te controlezi? Ține-te în țâțâni. Smățân? Sau ieti în pepeni, sau cum se spune? Hai, încă o dată. Bună seara, prieteni, și bun găsit la Internetul Grește. Tare vă rugăm să împărțiți câte un like, câte un share, că iaca am uși termină emisiunea. Vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare săptămână. Noi încercăm să ieșim în fața voastră live pe Facebook. Dacă nu tragem vreo rușine, ne vedeți a doua zi mai bibiliți, mai montați, mai curățați de gafi, de înjurături, de tot felul de prostioare. Curățăi, așa ieșim frumos la TV8. Așa că voi și aveți YouTube, alegere. Și pe YouTube curățăi. Și curățăi și pe YouTube. Smălăm, mai chiptănăm. Adică, așa? Practic, amu când e ca s-a adunat lumea, noi le spunem că noi nu suntem curățăi. Mulțumim că v-ați adunat, noi nu ne-am spălat. Cel puțin, noi nu suntem deja la etapa în care putem ascunde această podoabă capilară. Da, eu am hotărât să mă apropii de Eminescu din viața mea. Dar eu deja am început să-i propun accesorii. Tot fel de bentițe. Apropo, omul a început să accepte. Mie îmi place că putem împărți să fim rezonabil. Tu unde pleci? Am o idee. Eu sper, Magda, sunt 100. Poate așa? Toată emisia. Un turban. Știi că turbanele sunt la modă. Da, apropo. Eu asar, apropo, așa de tare am turban. Așa am turban că m-am enervat. Hai, gata, altă dată. Dar noi avem și haine de copii în studioul acesta profesionist. Noi uscăm haine în studioul. Bun găsit la Internetul Grește, astăzi urmează să continuăm, eu știu, din păcate, din fericire, să vorbim despre creditul rușilor despre care am început să vorbim săptămâna trecută. O să vedem cât de tulburi apele la Curtea Constituțională. Pe lângă asta o să mai dăm și niște telefoane, atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. Și apropo, toată hlizitura asta de la început la emisiune nu-i semn bun, pentru că de fapt râde cel care râde la urmă. Pentru că ziua de azi a început cu niște presupuse lacrimi ale lui Dumitru Diacov. Noi, intenționat, când am văzut știrea, primul lucru, ce credeți că am făcut? Ne-am dus pe cont la Dumitru Diacov pe Facebook să vedem dacă plânge. N-o plâns de data asta. Se pare că pierderea nu l-a făcut să fie atât de dramatic. Ne referim la depunerea mandatului. Nu, renunțarea la membru de partid. Nu, Nata, nici măcar mai, asta. Cum nu? Primul pas e că am pleci din fracțiune parlamentară. Din fracțiune parlamentară, da. Scuză-mă, te rog, da. Ruxandra Glavan astăzi a anunțat oficial că pleacă din fracțiunea Partidului Democrat, iar noi îndată ne-am dus, am verificat Dumitru Diacov dacă plânge, dacă nu plânge, ne-am dus la Pavel Filip. Am deschis și, într-adevăr, numai că acolo e mai puțin cu lacrimile.
acolo e cu argumentele, cu vorba de aia tăioasă, sabie, practic. Taie omul în carne vie când scrie despre Roxana Glavan. Și, da, anyway. Regretă plecarea doamnei Glavan, domnul Pavel Filip, dar plecarea acestea nu mai surprinde pe nimeni. Era firesc ca cei care au pus-o pe listele de partid să o retragă la un moment dat. Uite și acuzații, da, s-aduc aici. Destul de pleacă dur. Cei care s-au obișnuit să vadă partidul ca pe un sac cu bani și accederea la guvernare ca pe o sursă de venit și rezolvarea intereselor personale. Unde a fost vocea asta lui Pavel Filip și părerea asta domnului Pavel Filip, de exemplu, la alegerile de anul trecut, alegerile parlamentare? Cum? Cum se explică? Nata, nu? E că tu știi... Stai, de ce mă sună doamna Tatiana? Noi urmează să vorbim astăzi cu un medic, da, din Chișinău, dar mă sună acum. Dați-ne, vă rog frumos, o clipă. Nu mai sună doamna Tatiana. Se întâmplă. Vezi că demonstrăm că suntem live, Nata, nu falsificăm aici totul ca la Hollywood. Doamna Tatiana, noi revenim mai târziu, o să vă sunăm. Eu nu știu dacă ea ne urmărește, pentru că ea este în secția de urgență acum. Revenind la acest demers cu care a început ziua de vineri, apropo, maniera asta de a ne servi tot felul de știri în ziua de vineri, noi o cunoaștem. Ea este practic un know-how, un know-how a Partidului Democrat. Numai că Roxana Glavan a hotărât să nu mai fie cu Partidul Democrat, dar nouă, ne-a tras atenția starea de spirit a Roxanei Glavan încă pe 11 aprilie, atunci când aceasta și-a permis, fiind încă în Partidul Democrat, să critique actuala guvernare și felul în care aceasta tratează medicii noștri. Da, cei din presa independentă sau presa de opoziție așa și-o tratau. Cineva din coaliția de guvernare îndrăznește să critique guvernarea, pentru că doamna Roxana Glavan asta făcea pe 11 aprilie, dacă nu greșesc, da? Ea menționează că într-o postare repetată că prima a fost ștearsă din varii motive tehnice. Ea critica dur felul în care treburile erau administrate de conducerea Ministerului Sănătății în Republica Moldova. Și noi atunci când am văzut această postare ne-am uitat așa unul la altul și am zis că ceva urmează. Iată poftin, n-au trecut decât 2 săptămâni. Se pare că cam asta e termenul în care în politica moldovenească lucrurile pot să iei o altă întorsătură. Nu se întâmplă chiar fix peste noapte. Și asta e perioada de incubație. Omul poate chiar deja atunci știa că o să pleci și atunci a început să se manifeste așa public, criticând guvernarea cu care ca și cum este în opoziție. Mai sunt teorii care spun că în general Roxana Glavan a fost ca și cum lăsată. Mm-hmm. Hai tu mai stai cu băieții. Mai află mai ce mai vorbesc ei acolo, la ce să înțeleg și pe urmă vin și fii pro Moldova. N-avem cum să știm toate aceste detalii. Bineînțeles că cineva poate să le infirme, cineva poate să le confirme. Eu însă nu pot să ignor postarea Roxanei Glavan, una destul de voluminoasă, în care ea explică de ce pleacă din partid, care e starea de lucruri. Citești așa și aproape că te umpli de respect și spui, băi, bravo, un demers serios, un demers argumentat, până ajungi la ultimul capitol al acestei postări. Te rog frumos, hai să mergem acolo. Și ce spune Roxana Glavan? Roxana Glavan ne anunță că ea nu doar se retrage, dar ea înțelege că ea încă nu a făcut totul în politica moldovenească, ea încă nu a rezolvat totul pentru țara pe care atât de mult o iubește și de asta a fost alături de Plahotniuc atâta timp, da? Deci ea zice că ea înțelege că nu va fi capabilă să schimbe lucrurile de singurică. Și va trebui să se duc pro Moldova, măcar cumva, măcar în opoziție, da, ceva de acolo. Da, și postarea menționa cum pe timp, nu menționează, pe Plahotniuc numele lui nu-l menționează în postare, dar menționează cum înainte consilierii din umbră puneau bieți în roate unor propuneri. Și îți dai seama că e același caz tipic de, eu aș îndrăzni să compar cu un Chicu, care ne povestea nou acum, la distanță de câteva luni, cât de incomod el se simțea pe scena aia pe 9 iunie cu PD-ul și cu curcanii, da? Omul era, nu credea în aceste idealuri, lui era incomod de el oricum era acolo. Dacă vocea ta, dacă tu aveai acces la Wi-Fi, la Facebook, scriai bă asemenea posteri și atunci, nu e așa? Sau erau niște interese de aparat? Sau poate era o doză mai mare de frică? Chiar așa de temut era Plahotniuc cu cel pe motocicl alături de Țuțu, încât nu se putea scrie atunci așa ceva? Adică de ce acum trebuie să aflăm un adio PDM și adevărurile din spate și cum erau blocate anumite interese pentru că alții aveau alte interese economice ascunse? Stai și înțelegi, oamenii ăștia petreșeau ani de zile, apărau demnitatea partidului PDM, onoarea acestui partid. Ca după asta noi să aflăm că nu, de fapt, nu era tot așa. Cum acum să ajungi să crezi unii politicieni care atunci te-au mințit? Noi am mai discutat asta și în raport cu domnul Candu. Mai dăm o șansă sau nu? Eu pot să-i spun doar așa, Roxana Glavan. Noi, bineînțeles, noi foarte tare avem nevoie de femei în politică. Noi încurajăm intrarea femeilor în politică. Demersul ăsta al ei de a se debarasa de viitoarea fosilă Partidului Democrat este
minunat dacă nu se întâmpla să aflăm că de fapt ea rămâne numai pe lângă altă bucățică a Partidului Democrat, aceea care era de fapt nemijlocit rău cel mare. Doamna Roxanda Glavan, poate totuși încă nu-i târziu să vă retrageți din acest demers și să încercați să faceți lucruri bune în țară fără ca să vă lipiți de tot felul de licheni din astea. Mai greu. Voi cum credeți, prieteni? O să mai plece cineva din PDM-ul ăsta care e PDM acum în Pro-Moldova sau poate în alte fracțiuni parlamentare? Sau poate să ne trezăm într-o bună zi că știi cum s-a numblat cu Partidul Comuniștilor care gata, comuniștii au fost învinși după 7 aprilie 2009. Așa de tare învinși că unii au devenit democrați, după asta iară socialiști. Sau poate să ne trezăm cu Pavel Filip scriind peste vreo 2 săptămâni: dragi prieteni, părăsesc fracțiunea Partidului Democrat din Republica Moldova, pentru că până acum băteam în niște uși și băteam și asurzeam de gălăgia cu care băteam în aceste uși și nimeni nu-mi deschidea. Și peste vreo 2 săptămâni, încă să-l vedem pe Dumitru Diaconu, astăzi am plâns din proprii ochi, în propria palmă, și mă uitam în oglindă și omul care se uita la mine în oglindă tot plângea când mă vedea plângându-mă pe mine, pentru că eu azi ies din fracțiunea Partidului Democrat. Ați trăim oare poate asemenea clipe fantasmagorice? Cine știe ce ne așteaptă? Da. Ce, am încurcat o leacă? Ai încurcat o leacă, dar până la urmă noi trebuie să le descurcăm, Andrei, pe toate. Mai nu, ales noi, noi observăm. Observăm, le descurcăm. Știi, pe mine mă bucur foarte mult că lumea după emisiune, în special lumea aflată de parte de casă, spune, măi, noi suntem foarte ocupați, noi nu avem timp să urmărim toate evenimentele, dar voi le alegeți pe cele mai importante și ne ajutați să intrăm un pic în pâinea, a tot ce, în miezul a tot ceea ce se întâmplă acasă. Da, uite, azi în câteva minute am vorbit despre fâșuit. Cabluri XLR, împiedicat de cabluri XLR. Roxana Galvan. Podoabă capilară. Podoabă capilară. Copilar vine de la copil, așa? Dar săptămâna aceasta, noi am zis, hai să nu începem cu coronavirusul. O să dedicăm neapărat timp. El deja va face parte, practic, din viața noastră. 5 săptămâni am făcut asta și am zis de slumă pauză, e 1 mai. Hai, mai mult de 5 săptămâni, Andrei. Nu, da, 5 săptămâni obișnuiam să întrăm pe World Meter, să vedem statistica. Hai săptămâna aceasta să începem cu un subiect care face valuri destul de mari și e un subiect care nu ne afectează pe moment, dar s-ar putea să ne afecteze încă pe foarte mult timp înainte. Este vorba despre situația precară din punct de vedere economic în care a ajuns țara noastră și toți cei care vin cu ajutoare din afară. Fie că noi le cerem, fie că ei ne propun, dar e vorba acum special de creditul ăsta rusesc, care iată că stârnește multă, multă gălăgie. Săptămâna trecută noi eram nedumeriți cum Partidul Socialiștilor, Vlad Bătrâncea, alți deputați din Parlament, Igor Dodon, spuneau că dacă, încă înainte decizii Curții Constituționale, dacă acordul privind acest credit, acordul privind împrumutul din Federația Rusă nu va trece, nu va fi va continua suspendarea, cum se cheamă legal? Nu va fi... Eu nu știu ce vrei tu să spui. Mai în scurt, dacă se va anula acest acord și banii nu vor veni în țară, Moldova riscă să rămână fără pensii și salarii din 1 mai. Și noi am văzut asta, o leacă ne-a speriat. Nu ne-a venit a crede, pentru că am crezut că poate nu-i bine să-l asculți pe Dodon vorbind despre ceea ce ar trebui să vorbească Ministerul Finanțelor. Dar Ministerul Finanțelor, mai timp, s-a ocupat doar cu semnătura unor documente care infirmau ceea ce spunea Dodon. Scopul creditului nu era în niciun caz pensiile și salariile în Republica Moldova, mai ales pentru bugetari. Cum s-a schimbat atitudinea unor politicieni? Cum s-au schimbat declarațiile acestor politicieni în decurs de vineri până miercuri, practic câteva zile? Haideți să urmărim într-un material realizat de cei de la stopfals.media. Tare, tare o să vă placă. Și în general, de fapt, materialul pleacă tocmai în departatul noiembrie-decembrie, când discuțiile abia începeau despre acest credit. Hai să vedem așadar cât de tare roade osul mincinosul. Frumos am zis? Ei, m-am pregătit de o săptămână întreagă, am zis să fac o rimă. Osul, ce rimează osul? Dosul. Osul rimează cu dosul. Cât de tare roade dosul mincinosul. Corect am zis? Am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale. Un alt subiect discutat cu domnul Putin a fost solicitarea noastră de obținerea unui credit pentru proiectele de infrastructură. Este vorba de un credit de 300 de milioane de dolari.
Вчера Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении поправки к бюджету России, где предусмотрено предоставление кредита для Республики Молдова 200 миллионов евро. Будет ратифицировано в марте в парламенте, и в начале апреля эти деньги поступят в Республику Молдова для того, чтобы начали строительство дорог. Ярем депутатку кондучере Федерации Русила телефон. A reconfirmat semnarea și alocarea celor 200 de milioane de euro pentru susținerea bugetului de stat pe proiecte de infrastructură. Cine este pentru, rog să votați? Lăsați-i strigă, strige numărătorii, vă rog, rezultatele. Un miliard și 300 de milioane, dacă nu greșesc, au fost introduse în bugetul de stat, inclusiv, ca să știți, ăștia bani de la Federația Rusă, care prevăd că în fiecare localitate, în fiecare sat, va fi alocat câte cel puțin 1 milion de lei pentru rezolvarea unei probleme concrete din localitate privind drumul. În caz dacă legile votate ieri vor fi blocate, suspendate de către Curtea Constituțională la cererea câtorva deputați din opoziție, deputați din Parlamentul Republicii Moldova, atunci, cel mai probabil, dar probabilitatea este foarte mare, că începând cu 1 mai în Republica Moldova, nu se vor achita pensiile, nu se vor achita salariile la bugetari. Cele 1,3 miliarde de lei prevăzute pentru sectorul medical nu vor putea fi finanțate. 1,5 miliarde pentru drumuri nu vor putea fi finanțate. Cele peste 1,5 miliarde suport pentru agenții economici pe diferite programe, la fel, vor fi blocate. Mulțumim portalului Stop Fals pentru această cronologie a declarațiilor și a variației declarațiilor politicienilor. Și noi parcă ne gândim că numai politicienii așa, știi, cu o bucată de, cum se cheamă, buc în engleză. În sens că e masculin pentru că e politician, da? Ei, cu buc într-o lundre și cu altă buc în alt, cu o carte într-o lundre și cu altă carte în altă lundre, politicienii din Moldova. Și avem mare încredere în jurnaliștii din Moldova, mai ales la posturi independente, posturi comerciale în care s-au investit. Sunt oameni de afaceri din Rusia care au investit în anumite televiziuni din Moldova și n-ai cum să n-ai încredere în aceste posturi de televiziune. Și eu am stat și m-am uitat vineri, zic, ei, aici trebuie să transmit și aici zice și Dodon și Bătrân, și socialiștii, pensii n-ați fi, pensii n-ați fi, pensii n-ați fi. De 6 ori am auzit că pensii n-ați fi. Ca după asta, la distanță de câteva zile, să înțeleg că de fapt nu e chiar tot așa de trist. Hai să vedem așa, dar și o cronologie a declarațiilor celor care fac propagandă și distribuie gunoi informațional pe la televiziune, dacă îți trezesc dimineața, spală din șorii cu blendomet. Spun, ei, dar eu mă tin că-s jurnalist. Mama, auzi? Hai să-i vedem. Statul nu va mai putea plăti pensiile și salariile pentru bugetari din 1 mai, dacă magistrații Curții Constituționale vor bloca împrumutul de 200 de milioane de euro. Новый вызов. В случае, если судьи Конституционного суда заблокируют российский кредит, государство не сможет выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 мая.
Dacă înalta curte va bloca legile care au fost joi 23 aprilie votate în Parlament, cetățenii nu își vor primi salariile și pensiile începând cu 1 mai 2020. Anunțul a fost făcut de președintele țării, Igor Dodon. Salariile și pensiile pentru cetățenii din Moldova vor fi achitate la timp. Зарплата и пенсии в Молдове будут выплачиваться в срок. Achitarea salariilor, pensiilor și altor prestații sociale va avea loc fără întârzieri. Средства для выплат социальных заработных плат пенсий существуют. Hooray! 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 E cum să te bucuri? Măi, cum nu, să te bucuri? Salvatorii, salvatorii, încă mai ieri, pensionarii riscau să rămână fără pensii, care nici n-aveau cum să vină din acel credit și gata, asta soluția a fost găsită. Acum păi nu sunt ăștia manageri buni, nu sunt ăștia salvatorii țării, nu sunt ăștia cei pentru care trebuie să votez când vin alegerile. Nu sunt manageri buni, Nata, noi săptămâni, două, trei în urmă am vorbit despre asta, cum ne-a anunțat cineva că situația este sub control, Dodon. Chico spunea că sunt bani, tot normal, pasani și vă îngrijorați, nu vă stresați. Ca după asta să apară un ceban, să adună bani în conturile primăriei Chișinău, să apară Ministerul Finanțelor cu un anunț că îi adună bani, să aflăm peste 3 săptămâni că s-au adunat 13 milioane de lei și ei n-au fost folosiți. După ce s-au adunat acești bani și spunea că te-ai sub control, dar te-ai apucat să aduni bani, poate e o problemă cu calculul banilor și evaluarea lor, știi? Iar noi, de exemplu, noi tu știi că noi păstrăm cam în tăt casă, știi că e băcșită de bani. Și e greu de amintit am unde ai pus bani, știi? Amu, dacă stai și... De asta aici te văd... Aici e gol. De asta aici te văd pe la o bucată de noapte, așa ca o veveriță în dulap. Tu cauți ceva acolo. Eu încerc să calculez, dar e greu cu inflația asta, că mai vin... Să mai umflă așa, da? Să umflu banul și dacă începe ploaie, mă uită așa o bulă apare pic, în perete. Pic. Da. E mai greu. Voi cum credeți? De ce? Cărui fapt se datorează? Nu, Nat, serios, oamenii ăștia controlează guvern, parlament, instituții de stat. E așa de greu de uitat peste buchi și... Oi, noi avem atâta bani. Cât? 700. Cum scrie 7? Ca lebăda sau lebăda asta e... A, 2. 200, nu 7, am încărcat. 2 e ca lebăda, ți-am la școală m-a învățat profesoară. Desenez lebed și azi iasă 2. Ei îmi punea... A, e că ce spune bravo, azi ai prânit o lebădă pentru tema de acasă. Iată. De ce atâta zarvă în jurul acestui credit? Are el niște capcane, hai să le numim așa. Dar culmea este că cei care ni-l oferă acel credit... Se arată nedumeriți. Și cu moldovenii ăștia, băi, săracilor, prăpădiților, noi venim, îți vă dăm vouă bani și voi încă căutați să înțelegeți, deși noi vă dăm acești bani. Astăzi, cei din Federația Rusă au făcut prima declarație oficială vis-a-vis de decizia Curții Supreme de Justiție, în general a deputaților noștri, a autorităților noștri, de a pune la îndoială bunele intenții ale celor care ne dau acești bani. Mulți poate nu vorbesc limba rusă, noi să traducem. Reacția a arătat cam așa, eu zis, ce cu voi? Atât, doar atât da. De declarat. Și au mai zis așa, noi avem cele mai sincere intenții să ajutăm poporul moldav. Noi n-am pus acolo niciun fel de nu știu și nu-mi lați voi cu fofârlica. E că uitați-vă, europenii ăștia, ei vă pun să faceți reforme. Imaginați-vă, asta e comunicare din partea Ministerului de Externe a Rusiei care spune, noi n-am venit aici ca europenii să vă dăm bani în schimb la niște reforme. Noi am venit și pur și simplu v-am spus, Dar din păcate da, nouă, nu-i chiar așa. Din păcate nouă ne place să scormonim. Și nu doar nouă, am remarcat un video pe care tare vrem să vi-l arătăm. Video făcut de cei de la organizația Watch Dog. Și vreau să-i mulțumim și lui Sergiu Tofilat. Cu permisiunea lor încă neoficială, nu le-am scris, dar eu cred că nu se supără. A să arătăm această frumoasă sinteză a motivelor. De ce noi ar trebui să ne îngrijorăm? Și în general ar trebui să ne îngrijorăm noi pe seama acestui împrumut din partea Federației Ruse. Zilele trecute, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat acordul de împrumut cu Federația Rusă. Unele condiții din acest acord sunt abuzive și pot avea consecințe grave pentru noi toți. Anume, asta a trezit îngrijorarea mai multor oameni, inclusiv și a mea. Așadar, Federația Rusă oferă Moldovei un împrumut de 200 milioane euro la o dobândă de 2% anual. Destul de competitivă în situația actuală. Însă, 1. Scopul creditului prevede realizarea unor proiecte comune cu participarea companiilor din Rusia, scrie în articolul 3.3 din acord. Aici apar cel puțin câteva întrebări. Despre ce fel de proiecte comune este vorba, cât ele costă și care companii din Rusia vor realiza proiectele date. Poate Igor Dodon are niște înțelegeri cu partea rusă despre care noi nu cunoaștem? 2. Republica Moldova se obligă să restituie nu doar împrumutul de 200 milioane euro,
dar și creditele unor companii private din Republica Moldova, primite de la băncile din Rusia, cu garanția Federației Ruse sau garantate de Agenția Rusă pentru Garantarea Împrumuturilor Externe și Investițiilor. Cel puțin asta prevede articolul 7.2 din acord. Cu alte cuvinte, anumite firme din Moldova pot obține credite la băncile rusești, iar noi va trebui să restituim aceste credite. În acord mai este menționat că împrumuturile firmelor private vor fi coordonate de către părți. La această prevedere sunt cel puțin 3 întrebări. Care sunt aceste firme private? De ce noi trebuie să ne asumăm o obligație să restituim creditele acestor firme? Și cum anume are loc coordonarea între părți? Este suficientă semnătura ambasadorului Moldovei la Moscova? Sau semnătura președintelui Dodon? Sau poate trebuie votat de către Parlament? Deoarece prevederile acordului nu sunt clare, ele pot fi interpretate de partea rusă după bunul lor plac, iar noi să ne trezim cu datorii mult mai mari decât împrumutul de 200 milioane euro. Cum asta este posibil, veți întreba voi? Vă aduc un exemplu. Întreprinderea Moldova Gaz, controlată de Gazprom, obține credite la băncile rusești, sub garanția de stat a Federației Ruse, ca să achite datoria la gaz de aproape 8 miliarde de dolari. Ce prevede acordul de împrumut? Moldova Gaz este o companie din Moldova? Da. Creditul a fost garantat de Federația Rusă? Da. Atunci, acest credit poate fi transformat în datorii de stat a Republicii Moldova. Să vedeți ce frumos va arăta asta la știri. Federația Rusă ajută Republica Moldova să achite datoria la gaz. Guvernul Rusiei oferă garanții pentru Moldova Gaz ca să ia credite în băncile rusești. În realitate, aceste credite va trebui să le întoarcem noi și copiii noștri. Încă o dată, acest articol 7.2 prevede că datoriile unor companii private, inclusiv dobânzi și penalități, vor fi incluse în datoria de stat a Republicii Moldova. Asemenea prevederi nu veți mai găsi în niciun acord de împrumut între țări. Mai mult ca atât, la această datorie consolidată se va calcula și o penalitate de 3% anual. Calcularea penalităților la penalități este ilegală. Asta contravine articolului 943 din Codul Civil a Republicii Moldova. Și ordinea de plată a datoriilor prevăzută în articolul 8.2 este lipsită de bun simț. Mai întâi se achită penalitățile și datoria consolidată, adică sumele restante la creditele private și împrumut. Numai după asta se achită penalitățile, dobânda și împrumutul propriu-zis de 200 de milioane. Deci mai întâi achităm penalitățile și creditele private, iar la urmă restituim împrumutul. Cu așa condiții, noi vom lucra doar ca să plătim penalitățile și vom intra în datorii pentru mulți, mulți ani înainte. Aceste datorii nu sunt ale noastre, sunt ale urmașilor, urmașilor noștri. Bătim că așa zice Ștefan cel Mare. A, dar el nu despre datorii vorbea. Încă un lucru important. În asemenea, acordul este prevăzut în care instanțe de judecată se pot adresa părțile în cazul unui litigiu. De obicei se indică arbitrajul de la Stockholm sau instanțele de judecată din Londra, deoarece părțile au încredere în obiectivitatea acestor instanțe. Acordul cu Federația Rusă nu prevede așa ceva. Acest lucru neapărat trebuie specificat în contract. Unde ne vom judeca noi cu Federația Rusă în cazul unor neînțelegeri? Vom merge tot la arbitrajul comercial din Moscova, unde se judecă Moldova Gaz cu Gazprom? Nu cunoaștem. Pentru ce ne creăm noi probleme pe loc drept? Republica Moldova are nevoie de împrumuturi externe ca să trecem peste această criză. Însă aceste acorduri trebuie să includă condiții clare ca noi să restituim doar împrumutul primit și nu datoriile unor companii private. Mă adresez către președintele Igor Dodon și către guvern. Discutați cu partea rusă să excludă aceste prevederi abuzive din acord. Sunt sigur că dacă prevederile date vor fi eliminate, acordul de împrumut va fi susținut de întreaga societate. Cunoaștem că propaganda socialistă foarte des rupe fraze din context pentru a manipula opinia publică. Voi ne puteți ajuta să combatem această manipulare. Cum? Distribuiți acest video să-l vadă prietenii voștri, rudele, colegii. Nu uitați, un om informat este un om puternic.
Intrați pe pagina de Facebook a celor de la Watchdog, tare recomand, publică o serie de studii, materiale, video, care cu siguranță o să vă lasă și puternici și informați. Watchdog.md pentru mai multe detalii. Așadar, prieteni, motive de îngrijorare sunt și următoarea întrebare. O să îndrăznească autoritățile moldovenești să poarte discuții, spună, hei, bratca, ruschii, nași, tovarăși, prieteni nași, nași. Давайте, давайте переговорим договор, а? Давайте, я кику, он додан, можно сделать как-то вместе. Я посажу к традучера, я кунос к вами. Я знаю слово чешуя. Și mie îmi place să rimească cuvântul ăsta. În general, gălăgia în jurul acestui credit în special a fost târnită în clipa în care Curtea Supremă Curtea Constituțională a oprit orice... A suspendat intrarea în vigoare. A suspendat intrarea în vigoare a acestui demers. Și mai mult decât bine, hai, corectează-mă. Mai mult decât atât, domnul Igor Dodon a comis una dintre cele mai epice și splendide gafe din cariera sa prezidențială, scoțând în public detalii care, în mod normal, politicienii le țin ca cele mai mari taine, ca cele mai ascunse schelete din dulap. El pur și simplu... Of, am să mă abțin de la epitete. În unul dintre vlogurile sale ne-a spus așa, într-o doară, de parcă ar fi normal asta să fie, că l-a sunat pe președintele curții să-l întrebe Vladimir. El a zis motamor, să văd ce s-a întâmplat. Colegii domnului Vladimir Țurcan au pus la îndoială integritatea acestuia, odată ce președintele spune la toată lumea, la toată țara, că își permite să contacteze telefonic pe președintele Curții Constituționale să-l întrebe care e faza, de ce ați anulat acordul. Vladimir Țurcan a fost suspendat de funcție de colegii săi. În locul acestuia a venit domnica Manole. Domnica Manole toată săptămâna s-a bucurat în ghilimele de tot felul de atacuri la adresa sa, la adresa integrității sale, relațiile sale cu Andrei Năstase, salariul său, deci efectiv bombardată din cap până în picioare doar pentru ai știrbi din credibilitate. Da, și în această săptămână, miercuri, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, domnul Vasile Bolea, a solicitat Consiliul Superior a Magistraturii, o instituție importantă din schema asta a justiției moldovenești, să inițieze o procedură disciplinară să sancționeze 3 judecători ai Curții Constituționale, domnica Manole, Nicolae Roșca, Luba Șova. Adică un fel de ping-pong. Întâi, judecătorii îl suspendă pe omul lui Dodon din funcție, după care omul lui Dodon vine cu lovitură la adresa celor care au îndrăznit să-l suspende. Și a solicitat asta pentru că în 2019 acești judecători au încălcat secretul procedurii de alegere a domnului Vladimir Țurcan în calitate de președinte. Așa spune domnul Bolea. Da, așa se spune în demers. Încă nu a fost analizat, din câte știu nu a fost masa rotundă cu râțarii, ca să vadă dacă e corect sau nu. Dar noi ca să vărsăm o leacă de lumină peste asta, nefiind specialiști în jurisprudență, am hotărât să sunăm un bun prieten, un jurist. Hai să vedem dacă ne auzim, ne vedem. 3, și nu 2, în ultimul 1. Rând încercăm prin această discuție să ajutăm și pe cei care ne urmăresc să înțeleagă cum stau lucrurile. Pentru că în momentul în care este pusă la îndoială integritatea celor care conduc cu Curtea Constituțională, în mod normal trebuie să vii cu argumente la adresa acestei integrități. Acum, pe loc, omul a greșit, acum îl taxez. Domnul Bolea a hotărât să sape în trecut, în iunie 2019, să găsească artileria grea acolo. Dar noi nu știm dacă asta e rău sau nu. Noi nu știm dacă asta e rău sau nu, dar noi ne întrebăm de ce acum, domnul Bolea? De ce a ținut această artilerie până acum? Hai să aflăm mai multe detalii de la Ion Guzun, jurist de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Bună seara, domnule Guzun. Bună seara. Ce mai faceți? Eu bine. Asta ne bucură. Dați-ne, vă rog frumos, mai multe detalii. Ajutați-ne să înțelegem. De ce un președinte a Comisiei Juridice, care în mod normal are studii juridice, se pricepe la jurisprudență, solicită Consiliul Superior a Magistraturii urmărirea sau sancționarea celor 3 judecători, care, apropo, din care doar unul a fost numit de Parlament, dacă nu greșesc, ceilalți 2 de guvern. Cum asta se explică? Spuneți-ne, e ceva rău în asta, ceva bun, ce-a greșit Bolea, ce-am greșit noi, că n-am făcut studii juridice?
Nata cred că a făcut ceva juridică, nu? Da, dar ea păstrează o taină, femeile cu taina. Dar mai bine nu vorbim, domnule Guzun, despre asta. Eu cred că mai mult nu aș vrea să mă refer la enigmele domnului Borea, dar mai bine m-aș expune ce legea stabilește. Legea stabilește că procedurile disciplinare sunt aplicate prin sesizarea la instituțiile care au numit acest judecător, iar sancțiunea este aplicată de către Curtea Constituțională. Uh-huh. Corect, ați remarcat că toți acei trei judecători, nimeni din acei trei judecători nu au fost numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii. Respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul să se pronunțe în privința integrității lor, corect? Să-i sancționeze. Absolut. Eu cred că asta a fost o mișcare, sper să creștiesc, dar cred că aici domnul Borea știe mai bine că să fi tras în această cursă, dar inclusiv și domnul Năstase, pentru că dumnealui a depus o solicitare la Curtea Constituțională, a tras în acest joc politic Consiliul la CSM, solicitare la CSM a depus Năstase. Absolut. Dar în mod normal, iată, dacă tu vezi că un judecător a Curții Constituționale a comis ceva nedrept și ție, om de rând, îți pare că el a comis ceva nedrept, cine poate să-i pedepsească? Că ei par a fi mai presus de tot. Cu unde te plângi? Te plângi la instituția care a numit un anumit judecător, da? Da, dar haideți un pic să explicăm aici câteva mici detalii. Da. Ceea ce a invocat domnul Bonea se referă nu la secretul deliberării unei hotărâri pendinte, fel cum a avut discuția domnul Țurcan Vladimir cu domnul Dodon, dar s-a referit la o procedură care ține de organizarea Curții Constituționale. La această etapă, nici legea privind la Curtea Constituțională, nici alte prevederi legale nu stabilește ceva limitat. Nu există așa o deliberare decât că votul este unul secret. Deci, în partea ce ține de votul, ce ține de numire sau eliberare din funcția președintelui Curții Constituționale, nu putem vorbi noi despre secretul deliberării. Secretul deliberării se referă doar la adoptarea unor hotărâri sau decizii. Punct. Știu, poate nu e în competența dumneavoastră, dar o întrebare de ordin politic. Dacă Bolea a greșit din punct de vedere juridic, da? Ca procedură nu o să-i meargă, o să-i respingă cererea, sesizarea și așa mai departe, ce au de câștigat în cazul dat socialiștii că au trimis această sesizare, dacă tot au de pierdut din punct de vedere juridic? Bine, întrebarea dumneavoastră duce un pic spre partea extrajuridică. Socialiști, evident, că o să dea, cred că, ceva lucruri neplăcute în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, dar cert este faptul că răspunderea disciplinară poate fi aplicată doar de către Curtea Constituțională, atâta, de către judecători. Aici apare o întrebare. Dacă plângerea este pe trei judecători, iar hotărârile Curții Constituționale, oricare, se adoptă cu votul la patru, răspunde într-o dilemă. Respectiv, cine poate aplica această sancțiune disciplinară? Asta e prima. A doua. În ce constă încălcarea doamnei Șoba? După 9 luni, putem să majorăm statistica în țară. În 9 luni, domnule Guzun, un copil se naște. Asta era și ideea. Dar eu cred că asta este o consecință evidentă după ce președintele Curții Constituționale, domnul Vladimir Țurcanu, a fost revocat din funcția de președinte și a fost numit un alt președinte. Doar ca să vă aduc aminte că în anul trecut, după ce Comisia de la Veninția s-a expus spre derapajele evidente ale Curții Constituționale, și dacă puteți, vă rog foarte mult să o puneți în direct, da, Consiliul Superior al Magistraturii, chiar dacă l-a numit în funcție pe domnul Gurian, Consiliul Superior al Magistraturii, la acel timp a solicitat președintele interimar a Curții Constituționale să se sesizeze și a propus domnului Gurian să demisioneze din funcție. Deci, noi avem o practică în care lumea știe că nu ei aplică sancțiunea disciplinară, e cei care trebuie să fie sesizați despre derapaje, este însă și Curtea Constituțională. Domnule Guzon, deci nici Andrei Năstase n-avea voie să se adreseze la Consiliul Superior al Magistraturii, nici domnul Bolea n-are voie să se adreseze acolo, pentru că nu acolo se face dreptatea în privința judecătorilor de la Curtea Constituțională. Întrebarea mea este destul de așa subiectivă, cu siguranță. Eu vreau să cunosc opinia unui om care mișună în acest domeniu și urmărește evenimentele.
Nu a avut loc sau din lipsă de quorum nu s-au putut întâmpla evenimente ieri, da? Când s-a întrunit acest Consiliu Superior al Magistraturii și unul dintre oamenii care a lipsit este domnul Stoian Oglo, care în ultima vreme în general, ca fiind procuror general al țării, a luat apă în gură, nu-l auzim, nu-l vedem și nici nu s-a prezentat la această ședință. Cum putem noi interpreta acest lucru? O opinie foarte subiectivă vă solicit. Bine, procurorul general știm că este de obicei o persoană foarte ocupată. Cert este faptul că doamna președinte a interimară a Consiliului Superior al Magistraturii a spus că domnul Stoian Oglu nu a menționat despre motivul lipsei sale. Uh-huh. Dar când discutăm despre chestiuni care țin despre sesizările unor deputați cu privire la răspunderea disciplinară a Curții Constituționale, indiferent dacă este sau nu responsabil sau nu, sau țin de cariera judecătorilor și nu se întrunește Consiliul Superior al Magistraturii și nu avem un răspuns, atunci cred că îndoieli putem să avem foarte multe. Da, un răspuns destul de diplomatic. Un sfârșit al acestei drame, al acestui episod de dramă, o să-l vedem pe 7 mai, când Curtea Constituțională se va întruni încă o dată să decide dacă va intra în vigoare sau nu acordul. Nu? Eu cred că până la data de 7 mai, atât Consiliul Superior al Magistraturii, cât și Curtea Constituțională trebuie să pună punct la aceste influențe asupra Curții Constituționale, eu chiar aș zice jos mâna de pe Curtea Constituțională și de pe Justiție. Este clar că aceste intimidări din partea politicienilor vin în contextul examinării sesizării privind creditul păgubos încheiat cu Federația Rusă. Colegii noștri de la Watchdog au menționat unele aspecte ale acestui contract și evident că asta va lovi foarte mult în imaginea politică a PSRM-ului, dar faptul că politicienii acționează în mod ilegal, asta nu înseamnă că ei trebuie să se acopere cu anumite acțiuni ale Curții Constituționale sau al altor instituții. Și am văzut că în legea prin care și-a asumat răspunderea guvernul, Curtea Constituțională a fost foarte explicită că guvernul poate și-a acționat bine în interesul țării, dar a încălcat prevederile legale, a încălcat procedura, exact și aici. Domnule Guzon, pe final poate o întrebare așa mai romantică. Iată, noi îl observăm pe Dodon, arătăm numeroase video în care el își schimbă macazul, declarațiile, spunem, nu știu dacă există o lege care spune minciuna de președinte se pedepsește conform articolului privind minciuna de președinte. Iată, noi când ne impacientăm și ne înălbăstrim și aruncăm cu rime la cuvântul Dodon prin comentarii pe Facebook, cu ce articol din lege, cu ce legi putem opera și cine ar putea să bată la ușa cui, cărui procuror să spune, băi, nu se mai poate, e prea multă minciună, iese peste margini deja. Care, există vreo lege care ar stipula și ne-ar ajuta pe noi să operăm mai ușor cu această răutate și pasiune care se adună noi când vedem că politicienii ne mint? Dacă vă referiți la ultimele declarații a domnului Dodon, eu, dacă aș fi fost un procuror general independent, poate aș examina acțiunile lui ca și depășirea atribuțiilor de serviciu. Poate și dumnealui vrea să fie medic epidemiolog, dar depășește aceste atribuții. Cu certitudine noi am văzut foarte multe atacuri care erau adresate în privința judecătorilor, sistemul judecătoresc, prezența unor consilieri a președintelui în discuții cu președinții unor curți de apel de la Sudul Republicii, multe altele. Deci aceste lucruri derapează, iar el, ca și unul dintre, ca șef a statului, trebuie să nu admită aceste lucruri. Iar evident că codul penal stabilește o varietate de prevederi în care acțiunile lui pot fi examinate sau cel puțin poate fi suspendat din funcție pentru în legătură cu abuzurile care le comit, nu neapărat penale. Dacă aveam un procuror independent. Mulțumim foarte mult, o seară bună. Eu aș fi fost, eu n-am zis că cineva nu este independent. Am înțeles, mulțumesc pentru precizare. Mulțumim tare mult, o seară liniștită, numai bine și sănătate. Mai bine. Ceau, mersi. Știți, atunci când începuse toată istoria cu furtul miliardului, era atât de multă informație și raportul ăsta crol și cine și cui i-a transferat și cine a făcut mai departe cu acele transferuri și ce a făcut
Și tot acest munte de informații deja devenise atât de obositor de consumat că la un moment dat oamenii erau pur și simplu zăpăciți. Într-o situație aproape similară suntem cu acest împrumut rusesc. Dar sunt prea multe întrebări. Este întrebare, dar chiar cel care scria și semna chiar nu vedea în mod evident? Nu, el vedea, dar întrebarea este, el chiar spera că nu vor vedea cei din opoziție chestiile astea? Ei chiar credeau că nimeni nu o spună la îndoială bunele intenții? Și dacă nu înseamnă că lor nici nu le pasă să trimită bani? Eu cred că oamenii care au întocmit acest acord foarte bine realizau că sunt niște puncte păguboase pentru țară și eu presupun că ei admiteau că cei din opoziție nu vor lăsa aceste puncte fără atenție. Presupun că ei mizau foarte mult pe faptul că această curte constituțională nu va îndrăzni, având un președinte fost socialist, să anuleze acest acord. Eu așa presupun. Da, sau, sau, admițând că ar putea să fie anulat acest acord, ziceau, o să fie anulat acordul, dar măcar un faci o leacă de gălăgie în presă, pentru că suntem în an electoral, pentru că ne trebuiește să fim și o leacă victime, și o leacă opresat, și vai de mine, noi vrem să facem țării bine, dar ăștia din opoziție nu ne dau voie. Uite, acuși pensionarii o să moară din cauza la ăștia din opoziție, care Șcandu și Sandu n-au întors încă miliardul. Noi o să, probabil că noi niciodată nu o să știm exact cine sunt oamenii care scriu aceste scenarii, dar ele sunt destul de amuzante de înțeles, de intrat în esența lor și noi încercăm asta să facem aici la Internetul Grăiești. Dacă se întâmplă să fie momente un piculeț mai anevoioase de înțeles, mai plictisitoare, aveți răbdare, pentru că e important. Da, voi vedeți că noi, de exemplu, nu atingem subiectele astea cu adevărat complicate, gen, hei, de ce Dodon are nevoie să pupe doi colaci pe zi când merge în vizită în teritoriu? De ce doi? Dar nu, el a spus că cifra lui preferată e 8. De ce nu 8, de exemplu? Ce înseamnă doi colacei? El când se culcă noaptea, el pe care doi colacei pune mâna? Când se scoală dimineața de sub podogealnic, de ce colacei este dor? Da, pentru că asta nu este relevant. Asta e foarte important. Da, omul ăsta are ceva cu colacei și noi trebuie să rezolvăm asta. Cert este că cineva sub intenția sau sub paravanul dorinței de a ne ajuta țara, ascunde acolo niște chestii de care vor beneficia doar anumiți cetățeni, iar restul cetățenilor vor trebui să plătească pentru asta doar pentru că sunt acum captivați de acest coronavirus, de aceste probleme de țară, de probleme de sănătate și probleme economice inclusiv. Gata, am discutat până aici, urmează să vedem ce decizii va mai lua Curtea Constituțională și nu în ultimul rând, am zis că astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă la capitolul coronavirus, dar vom vorbi poate altfel decât în alte săptămâni, pentru că în mod normal noi vă spuneam astăzi au murit atâția oameni, s-au infectat atâția oameni și astăzi vă spunem că ne apropiem de cifra de 4.000 de persoane infectate, dintre care 1.200 și ceva deja sunt vindecate. La ora aceasta avem plus 6 persoane decedate în ziua de vineri, avem în total 86 de oameni testați, nu, au fost testați peste 800, dar 86 au fost cu rezultate pozitive. Și probabil una din cele mai triste cifre este cea de peste 1.000 de infectați în rândul medicilor, lucrătorilor medicali. Asta înseamnă peste un sfert. Dacă noi încă avem 4.000 de infectați, dar deja peste 1.000 de cazuri printre medici avem de oameni infectați cu COVID-19. Săptămâna aceasta, cei de la echipa Oameni și Kilometri au realizat un documentar, un film scurtuț de vreo 20 ceva de minute pe care noi tare, tare vă recomandăm să-l vedeți pentru ca să vă faceți o impresie despre cum arată ziua unui lucrător medical de la spitalul de urgență, care a fost urmărit aproape în întreaga sa tură, o tură destul de lungă în care lucrătorul medical o petrece în aceste echipamente sufocante, echipamente care efectiv sunt incredibil de inconfortabile. Din acest documentar de 20 ceva de minute, noi am stat și am decupat două momente care ni s-au părut probabil cele mai dureroase. Unul dintre ele vorbește despre instruirea medicilor. De ce noi ne-am pomenit cu atât de mulți lucrători medicali infectați, în timp ce ministra sănătății declara că ei au fost dotați cu echipamente, ei au fost instructați, doar că sunt prea puțin responsabil ca să le folosească cum trebuie. Noi și de asta ei se infectează. Cotlete, încă de la început, de pe 7 martie, când a apărut primul caz cu infectare COVID-19 în Republica Moldova, se dădea vina pe irresponsabilitatea celorlalți, nu cumva autoritățile sunt de vină de ceva. Autoritățile sunt de vină pentru că medicii n-au fost instruiți? Nu, medicii trebuie singuri să afle cum să faci asta. Hai să vedem acest moment. Nu
foarte mulți atrag atenție cum se echipează și mai puțin atrag atenție ulterior când se dezbracă, cum trebuie să respecte aceste reguli la înlăturarea acestui echipament de protecție individuală. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suport Organizației Mondiale a Sănătății, a avut 34 sesiuni de instruire, sesiuni care au încorporat de la 30 la peste 100 de grupuri de instruire, un număr foarte impunător, vreau să menționez, de personal medical. 7 martie, primul caz a fost important. Azi avem, de acum, aprilie. Da, 11. 11 aprilie. Eu câte gărzi am făcut odată la 3 zile, fac gardă, da? Nici un instructaj n-am primit. Cum să-mi dau costum, cum să-ți fac? O moment interesant a acestui scurt metraj, documentar de 17 minute, era remarcat de foarte mulți medici care îl distribuiau. Spuneau că nu-mi vinea a crede că există așa ceva și toți vorbeau despre un element de arhitectură pe care erai surprins să-l vezi la un spital, mai ales în caz de urgență și în caz de pandemie. Dar asta se vedea pe ecrane. Tu ai mai multe detalii despre asta? Da, o să vă atrag atenția în următoarea bucată video faptul că fațada spitalului este renovată, deci acolo s-au făcut lucrări de reparație și tot acolo există o ușă de acces la secția de reanimare. Ușa de acces s-a făcut, doar că la secția de reanimare de obicei se aduc bolnavi în stare complicată și acești bolnavi în mod normal nu se pot deplasa pe picioarele lor, ei sunt aduși pe targă, doar că pentru această targă cei care au făcut reparația, cei care au gestionat, au plătit pentru aceste servicii, nu și-au pus întrebarea cum un bolnav care nu poate pe propriile picioare să vină în această secție, cum va fi adus el acolo. Anticip reacțiile voastre, probabil chiar și înjurăturile, pentru că decât cretinism, idiotism, nu pot să numești ceea ce vezi în materie de tratarea unui subiect cum este o rampă de acces într-un spital, mai ales când vine vorba despre secția de reanimare. Și marele meu regret este că pentru asta nu plătesc cei care au fost achitați pentru aceste servicii. Pentru asta plătesc lucrătorii medicali, care sunt nevoiți, în afară de faptul că sunt acum în niște condiții extreme de muncă, sunt nevoiți să-și rupă spatele, plătind pentru greșelile astea. La prima vedere pare ceva minor, mare treabă, o rampă de acces. Dar când te uiți că ei au nevoie zilnic să care pacienți, să-i care pe spatele lor, să-i urce acolo, scară după scară. Eu stau și mă întreb, oamenii care au prestat aceste servicii de construcții, de renovare, ei măcar o lucțică, simt un sentiment de vină. Pentru... Oamenii li s-a cerut ceva, îți dai seama, cineva a venit cu o smietă, sau cum se mai spune, da?
acești oameni ar trebui să fie specialiști în domeniu. Da. Acești oameni sunt în secolul 21, când noi vorbim deja atât de mult despre accesibilitate. Acești oameni au niște arhitecți acolo, Andrei. Arhitecții ăștia trebuie să fie la curent că nu mai poți construi astăzi nimic fără rampă de acces. Secolul 21, încă, din păcate, omenirea se mai confruntă cu virus care se transmit din antene în ata. Și asta e tare periculos. Așa că trebuie să luptăm cu mai multe probleme totodată. Când nu o să mai fie virus din antene, o să avem rampe la spital. Noi vă recomandăm să intrați pe oameni și kilometri.md să urmăriți celelalte produse video ale acestor reporteri. E o asociație de reporteri fondată în 2016, dacă nu greșesc, cu o serie de produse foarte, foarte fine. Intrați pe oameni și kilometri.md ca să faceți cunoștință cu ce mai creează acești oameni. Rămânând la tema coronavirusului, săptămâna trecută v-am vorbit despre donările de sânge din partea celor care au fost vindecați de coronavirus și șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, se adresa tuturor pacienților care s-au vindecat cu rugămintea din proprie inițiativă să revină în spitale pentru a dona sânge. Și în special era mesajul adresat bărbaților vindecați, pentru că se pare că acolo există un anumit conflict de consecințe negative care survin după plasma injectată venită din sângele femeilor care au fost vindecate. Nu vrem să intrăm acum în anatomie și în toate momentele astea. Nu, dar asta ține de 8 martie, nu am explicat. Până la 8 martie era ok femeile să doneze plasma. Doar de 8 martie. Pentru că 8 martie este o dată pe an și atunci e ziua femeilor. De atunci 20 de bărbați au reușit să doneze din cifre oficiale, din câte am citit eu astăzi dimineața. 20 de bărbați, asta înseamnă dacă o donație de plasmă ar putea ajuta 3 pacienți, așa am înțeles corect? O donație din sângele extras de la un singur, sau mai bine zis preluat, prelevat de la un singur donator, poate servi drept 3 doze. Okay. 3 doze pentru 3 pacienți, dar doze din astea sunt necesare pe parcursul la 5-7 zile, în funcție de gravitatea omului bolnav, pentru că plasma asta este deosebit de necesară pentru cei care sunt în stare gravă. Săptămâna asta văzusem postarea lui Dragoș Galbur, care se află în diasporă, dar care ceva timp în urmă, dacă nu mă înșel eu, era chiar în echipa Ruxandi Glavan și vorbea și despre reformele pe care aceasta nu reușise să le facă pentru că îi se puneau bețe în roate. Dragoș Galbur a făcut o postare zilele acestea, el, neaflându-se în țară, s-a angajat să plătească serviciile de transport ale celora care s-au vindecat și ar fi gata să meargă și să doneze sânge. Se adresa bărbaților vindecați rugându-i, pentru că se pare că situația este extrem de gravă la spitalul din Bălți. Autoritățile au băgat în carantină spital din Soroca, Glodeni, Fălești, ce au redirecționat pacienții de acolo spre Bălți, dar nu au asigurat protecția necesară pentru medicii bălțeni. Acum acolo este un focar de infecții, sunt 57 de lucrători medicali infectați, printre care unii sunt în stare gravă, transferați deja la spitalul de urgență din Chișinău. Dragoș se adresa la tot cei care au reușit să se vindece, rugându-i să meargă să doneze sânge, pentru că plasma obținută din acest sânge ar putea salva alte vieți, în special ale lucrătorilor medicali. Apropo de salvat, de ajutor, nu putem să nu menționăm în această săptămână un eveniment foarte emoționant. Probabil cei dintre voi care au urmărit ieri știrile n-au putut să nu se sensibilizeze, poate chiar până la lacrimi, văzând această echipă de medici venită din România, 42 de lucrători medicali, care au fost oferiți statului nostru drept o mână de ajutor în această situație critică, când avem atâția lucrători medicali infectați, au venit la Chișinău pentru a fi distribuiți printre mai multe spitale din țară ca să ofere acest ajutor. În afară de 42 de specialiști, au fost donate o sumedenie de echipamente, măști de protecție, izolete. Știi ce e izoletă? Eu, de exemplu, ieri, pregătind emisiunea, am aflat că e vorba de un fel de scafandru care protejează targa pe care este dus pacientul. Iată că și izolete au medicii noștri, nu foarte multe, vreo 10 bucăți, dar tot e mai bine decât nimic. Nu am putut însă să trecem peste un moment. Sunt mai multe momentele acestui ajutor, dar noi nu știu cum, noi suntem deprinși să vedem cum mai noștri, autoritățile, funcționarii publici fură, inventează tot felul de scheme, dar în cazul dat zici, băi, vine cineva și îți întinde o mână de ajutor. Tu pur și simplu o primești cu o inimă deschisă. Nu schimbul asta. Și îți spui un mare mulțumesc, plecăciuni, rămân dator, cerem și tu să te ajut cumva când aș pot și eu vreodată. Dar nu, ne tot tabâla, trebuie de inventat niște scheme. Trebuie probabil de întârziat tu, că cu alaiul tău de la guvern să întârzi și să-i lași pe medicii ăștia cu antrenament și
disciplină militară, să aștepte în soare, să aștepte că toți vii să cuvântezi niște platitudini, spui de 10 ori pe secundă cuvântul asistență, 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 ca într-un final să culminezi cu o perlă nemaipomenită în care tu urezi acestor medici un sejur plăcut. Eu mă așteptam să văd, știi, un fel de paie în paharele, o leacă de mojito, nu cu alcool, fără alcool. Ca să fie sejurul mai da. Plăcut. Și o leacă acolo pe fundal. Și acum, muzicanți, să aveți sejur plăcut. Sper să n-aveți probleme cu limba. Noi vorbim o leacă cu accent și medicii românii, dar ne bucurăm că am venit pe la voi izoletele, așa, hop, se desfac, se fac la loc, se desfac, se fac la loc. De ce n-a fost un dans din asta, dacă tot au urat sejur plăcut? Noi am obosit cu Nata și am căutat pe Dex Online ce înseamnă sejur. Acasă înseamnă vacanță. Un fel de vacanță, da. Să le dorești unor oameni care îți vin în ajutor în situații de criză să aibă vacanță plăcută în Moldova, expunându-și propria viață, punându-și-o la bătaie, pentru că na, oamenii ăștia au acolo în România niște familii, copii care îi așteaptă, dar ei au venit în Moldova să salveze oamenii de aici și tu le dorești sejur fericit. După sau plăcut. Nu, sejur plăcut. În unele localități, acești medici, peste tot, acești medici trebuiesc și au trebuit să fie cazați, da? Mai întâi le s-au propus anumite cămine studențești. Unii medici au intrat în cămine studențești și au înțeles că este baie comună. Medicii care au venit să lupte cu pandemia, cu o boală infecțioasă, lor li se oferă un viceu comun într-un cămin studențesc. Frumușel, frumușel. Medicii au refuzat, au reușit să bată la ușă, au obținut altceva. Alții medici au găsit de cuvință să spună, băi, nu cred că nici căminul ăsta studențesc e ok pentru mine, hai eu să aleg totuși hotelul. Bătăie de joc peste bătăie de joc, ca să ajungem la Belt și să vedem un surrealism care, nu, eu cred că încapem, dacă tot am început cu sejur plăcut, eu cred că el încape în această frumoasă expresie a absurdității moldovenești de a primi un ajutor din România. Hai să nu spunem absurditate, ospitalitate. Noi așa tratăm ospitalitatea, dorindu-le medicilor care vin să se zbată pentru cetățenii noștri. Un sejur plăcut în Moldova, ei, sau nimerind pe mâna primarului orașului Belți, Renato Usatăi, care zbars că va plecea, așa, din prima zi, au venit medicii ăștia la tine și tu te introduci, le arăți că ești un gestionar de oraș, un manager care îi primești, care te bucuri. Ce faci tu dacă ești Renato Usatăi? Ia vedeți. Deci toți medicii din prima linie, la noi municipiul Băv, au primit din partea mea câte un premiu lunar de $1,000 pe lună și deoarece dumneavoastră ați devenit membrii deja familiei din Bălți, să-i spunem așa, deci și pentru dumneavoastră, din partea mea, câte un premiu. Și vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru ce. Mulțumim frumos! Medicii au acceptat, cum spunea și Valeriu Pașa pe Facebook. Credeau că, ei băi, n-am fost noi de mult la acești ciujuzemță. Poate la ciujuzemță așa e tradiția. La frații noștri de peste prot. $1,000 la medici înseamnă că nu-i tot așa de rău în Republica Moldova. La fiecare medic. Da. Câte un curcan, o zic, pe final de sejur. Zic, băi, mă tin că tot și e sejur, nu-i muncă. Ambasada României s-a autosesizat, ambasada României la Chișinău, și zic, stai o leacă. Este un ajutor umanitar. Noi tot asta am bugetat, prieteni. 3,5 milioane de euro noi tot am bugetat, ok? Nu trebuie să dați bani nedeclarați, nu știi nici sursă, la medici. Medicii au redirecționat înapoi și au refuzat banii. Dar care Renato a spus, de ce? A noștri au acceptat, dar voi n-acceptați? Voi ce, sunteți din alta luat sau ce? Eu degeaba am vândut Rolls-Royce-ul. Renato Usatăi, cum să zic, e un moment atât de absurd și eu atât de rușinos să dai bani la medici, spunându-le că ei sunt parte din familia ta, probabil că obiceiurile în familia lui Renato Usatăi sau felul în care el interacționează cu angajații săi se reduce la n-ați un ban, numai hai, fă-ți treaba bine, sau n-ați un ban că ai lucrat bine, asta sunt manifestări de feodal. Noi copiii așa facem. Noi copii. Mamă, te rog, sărută-mă, eu mă duc să mă culc, noapte bună, sunt puișorul tău. Ține $10, taci din gură. Și deodată știi, simte link-ul ăsta de iubire. Dar nu, eu cred că Renato, el a făcut-o din... Din toată inima, om așa e obișnuit să trăiască. Fără gând rău, serios. Nu, ei, care gând rău? Numai gânduri bune, Andrei. Eu cred că spate de presupus, de exemplu, cum Renato te-ar caza la Belția, că vii tu... Dacă vii tu și partenera ta de viață, da, vii, te cazezi și trezești dimineața, Renato
Acolo de-am și o omletă au pus pe masă și un suc svejăvârjătăi lașădinăi de portocale. Au pus pe masă și băi, ia uite, tu good to be true, știi, tot așa e de bine și frumos. Și vine cu braț de, cu soția ta la, la braț și zici că cu soția am făcut dragoste, amor, că tu să nu obosești noapte pe drum. Oh my god! Da, pentru că e ospitalier! Dar mă, te răzbuni pe el pentru podcablăcnic? Nu, dar eu cred că el e atât de ospitalier încă și asta poate să fac. Și telefonul l-a încărcat și soția asta nu este ospitalitate. Asta este... Eu nici nu știu cum se numește asta. Așa nu e voie. Așa nu. Așa nu, Renato, nu. Nici da, cu medicii, cu nimeni. Tu ești manager de oraș, tu ești primar. Tu nu poți să dai la oameni bani în plic. Tu dai un exemplu prost la toți. Tu îi faci pe... Tu îi faci și un consilierii gratuit lui Renato Osat. Renato, medicii eu știu că întorci banii. Da. Hai măcar unul nou acolo. Curcan nu trebuie, că nu ai voie să aduci carne în Canada. E ilegal. Hai un plic nou. Fără bani, măcar nu mă plic. Și noi să continuăm discuția în privat, Renato. Nu trebuie toți acum să afle ce vorbim. Nata, păstrăm, tu îi dai sfaturi gratuite. Am un mâine pe mine să vedeți că e transparent și face lucrurile normal. Vorbind de mârlănie pe timp de epidemie, am început să vorbesc în rimă. Hai să continuăm cu un subiect care săptămâna asta a ajuns în inbox-ul meu din partea unei moldovence aflată în străinătate, se pare că în Italia, care m-a contactat disperată, descurajată, după tot prin ce a trecut această moldoveancă în ultima perioadă, mai exact și-a pierdut mama din cauza acestui coronavirus. Ea aflându-se în Italia, mama aflându-se în Moldova, nu au putut să se deplaseze, să o înmormânteze potrivit obiceiurilor noastre, de toate s-au ocupat rudele, tatăl, mai bine zis soțul femeii decedate, dar marea nedumerire a acestei moldovenci a fost în clipa în care soțul persoanei decedate a mers la morgă să preie obiectele personale ale soției sale. Ca să descopere că li s-au întors toate lucrurile, în afară de bijuteriile scumpe. Nu erau poate atât de multe, erau un inel, cercei, niște bijuterii acolo. Cei de la morgă au zis, nu a fost așa ceva, când ne-au adus-o deja nu mai avea. Da. Serios? Deci ei zic că atunci când le-a fost adus persoana, ei deja nu mai avea toate lucrurile astea. Omul s-a dus acolo la spital unde a murit. Poate, la spital de la antena, au spus, poate de la antena 5G pa să descompună... Să se lichifieze, da? Da, da. Nu? Hai să arătăm acest articol de pe site-ul Elenei Robu, care a fost prima care a descris istoria acestei familii. Poate unii dintre voi ori zice, ia, că îi moare femeie, mama, dar ea își bate capul de bijuterii. Cea care mi-a scris mie mi-a povestit că nu e vorba de faptul că le pasă de aceste bijuterii, erau niște amintiri. Și în momentul în care ea nu a reușit să își mormânteze mama, dar erau acolo niște obiecte personale la care ei țineau foarte mult, i-a durut faptul că cineva profită de această tragedie, de această dramă prin care trecem noi cu toții, ca să ridice aceste bijuterii. Eu m-am amintit în clipa asta despre medicii de la legiști, vă amintiți istoria cu medicii legiști care au fost arestați, iar la domiciliul acestora s-au descoperit o grămadă de bijuterii care se presupune că erau de pe corpurile decedaților aduși la morgă, ca să aflăm că se pare că istoria continuă pentru că aceste bijuterii continuă să fie extrase. Avem și noutăți în acest caz, pentru că oamenii nu s-au lăsat pur și simplu, nu s-au mulțumit cu un articol apărut la Elena Robu. Ei au mers mai departe și iată că mai avem un articol care spune despre continuare, unde avem o reacție din partea directorului Institutului de Medicină Urgentă, acolo unde se pare că a decedat această doamnă, care se numește Mihai Ciocanu, și mi se pare că reacția este una normală. Analizat circumstanțele, s-a ajuns la un cerc de 6 persoane care, în opinia lui, s-ar face vinovate de dispariția bijuteriilor din aur ale mamei mele, însă aceste persoane neagă implicarea lor și au scris explicații la director că nu au văzut nimic. Directorul mi-a spus că aceste 6 persoane vor fi suspendate din funcție pe un termen nedeterminat. Mai mult decât atât, directorul spitalului de urgent propune familiei să restituie banii pentru bijuteriile dispărute, la care familia spune că vă înțelegeți că pe noi nu ne interesează banii, pe noi ne interesează acea amintire să o avem înapoi, la care directorul spune, bun, haideți să cumpărăm inele și cercei de care a avut mama voastră să vi le dăm înapoi. Bă, dar cum e asta? Poate eu sunt mai sensibil, oleacă, și să, nu mi s-a întâmplat să... În copilărie e și drept. Eu am luat odată un cubic Rubik de la un vecin și odată am luat un ceas Montana, dar l-am întors. Eram mic, nu știam că costă 15 lei. Da, și după asta s-a mai întâmplat în... Și care e faza? În momentul în care iei ceva și nu e a tău, da, tu n-ai cum să uiți și să ștergi din memorie de unde ai luat asta. Da. E că oamenii, nu știu, ori pune acolo pe un suport, femeile au suporturi de bijuterii, un altă. Asta e de la pacient COVID, asta e de la alt pacient,
Asta e, asta nu e de la bolnavi, asta e o singură, dar asta e de la bolnavi. Cum oamenii își le aranjează în, pe rafturi? Cum oamenii onorează aceste surprize? Sau le duc la lombard imediat? Mine mă interesează psihologic, știi, pas după pas. Înțelegi, uite, de exemplu, în cazul ăsta concret, sunt 6 oameni suspectați, dar niciunul dintre ei nu recunoaște acest lucru. Foarte mari sunt șansele că autoritățile nu vor da de capăt aceste istorii. Dar faptul că asta, în general, se întâmplă pe timp de de pandemie, asta este în afara oricăror limite de bun simț, dar asta încă nu e tot. Nata că... o hotărât să adune un buchet, da. Dar n-am hotărât, ele s-au adunat de la sine, Andrei, în săptămâna asta. Tu ai avut un caz singular, zic, noi nu, uneori, avem, de fapt, săptămânal, avem oameni care ne scriu și ne propun anumite cazuri, dar atunci când poate nu e de interes public, ne vine greu să vărsăm lumină peste asemenea cazuri. De-aia că Nata au mai adunat un buchet niște jafuri și furturi. Pentru și... că tot în săptămâna asta am intrat în esența unui caz foarte interesant care s-a întâmplat în satul Botnărești. Mai pe scurt, așa, ca să nu ocupăm toată emisia cu această istorie, vă spun că la sfârșitul lunii martie, atunci când nu mai intram noi în această istorie cu pandemia, un agricultor din satul Botnărești a descoperit că a fost jefuit. Mai exact, de la depozitul său au dispărut materiale de construcție. Vrei să arăt? Îngrozit de cele întâmplate, omul respectiv s-a dus la primarul satului să-i zică: domnule primar, ce s-a întâmplat? Mai ales că cu ceva timp în urmă, cu 3 săptămâni înainte, mai exact, primarul satului, domnul Gore, s-a apropiat de acest agricultor și i-a spus așa cu binișorul că n-ar fi rău să-i cedeze aceste materiale de construcție, la care agricultorul i-a răspuns că asta este sursa lui de pâine pentru familia lui și a refuzat. Văzând că au dispărut materialele de construcție, agricultorul a apelat poliția în speranța că se va face dreptate. Poliția a venit cu un document la agricultor din partea primăriei și a zis că e situație de urgență, e nevoie de bani ca să susținem localitatea, deci cumva un fel de dijmă. Aha, ok, și pentru că tu nu ne-ai dat voie, noi să luăm de la tine materiale de construcție. Agricultorul a mers mai departe, l-a mers prin sat. Aha. Dintr-o gradă în alta, ca să ajungă la un nene pe nume Anatol și să-și vadă materialele lui de construcție acolo. Și nene Anatol ce avea? Vreo situație de urgență? Și nene Anatol a spus că nici primarul ne le-a vândut. Eu nu știam că el ne-a spus că voi acolo sunteți 3 agricultori și ați fost de acord și eu am venit și mi le-am încărcat. Asta îmi place. Nu e așa că e simpatică situația asta. S-au întrerupt filmările pentru serialul Tânăr și Neliniștit, dar în Republica Moldova acest serial nici nu are nevoie să existe, la câte frumuseți locale se întâmplă. Serios, tu poți să te trudești să scrii scenarii, dar de ce când în realitatea îți servește pe tavă Moldova adevărată, iată. Hai să luăm legătura cu Tatiana Mazilu, care este nevasta acestui agricultor, care, coincidență sau nu, dar este medic la spitalul de urgență, care este în tur acum. Eu chiar aș vrea să știu cum au evoluat lucrurile de prin martie și până acum. Există o rază de lumină la încăutarea dreptății? Poliția este de partea primarului care, uite că face asemenea mizerii? Sau totuși este de partea omului care a avut de suferit? Eu sper, Tatiana, să ne răspundă, pentru că știu că era în tură. Cum vi se pare vouă? Ce este asta? Când într-o dramă care îi cuprinde pe toți, noi toți suntem în ea, se găsesc oameni chiar și pe fonul unor asemenea drame, să rămână să fie mărlani. Tatiana, bună seara! Stai doar o clipă, Nata, să ne asigurăm că avem sunet. Doar o clipă, o secundă, Tatiana, să avem sunet. Stați. Scuzați că aici sunt multe de apăsat. Așa, perfect, asta este. Fac așa o dată și... a patrulea buton și ne auzim. Bună seara, Tatiana! Bună seara! Perfect, ne auzim, ne vedem foarte bine. Știm că sunteți în tură, vom încerca să nu vă furăm mult din timp, dar pentru că am fost contactați de fiica dumneavoastră care ne-a relatat această istorie, eu aș vrea să știu în ce fază este această poveste cu materialele de construcție ridicate de primar fără voie proprietarului, după care vândute unui alt sătean cu gândul că ceva se întâmple mai departe cu banii ăștia. Cum au evoluat știți lucrurile între timp? Am vrut să clarific o leacă situația. Alo? Da, da, vă auzim. Am vrut să clarific o leacă, un pic situația. Noi, cum aici, suntem proprietari privați la un depozit pentru păstrarea cerealelor, care a fost cumpărat de mai mulți ani cu muncă, cu suflet, cu tot asta împreună. Până la momentul dat, primarul, din nu știu și consecințe, el a hotărât, el pur și simplu o
primarul din satul Botnărești, anume, a Nenii Noi, el a stricat pereții depozitului și a vândut cotilețul, adică blocurile de cotileț care erau construit depozitul. El motivând toate acestea prin situația depășită din țară. Mm. Dar ai voie să facă așa ceva? Că e un bun privat. Da, este un bun privat. El este la curent că noi am achitat cota parte la fiecare cetățean din sat. Asta s-a produs toate legal în privința primăriei în sat. El, din ce cauză și din ce consecințe, noi nu suntem la curent, a organizat toate acestea lucruri. În orice caz, noi, la urmă, au depistat soțul ECA pe 31 martie, adică pe 30 seara soțul a depistat toate acestea fraude. Noi, pe 31 martie, am depus plângerea la sectorul de poliție din Nenii Noi. Plângerea a fost primită. Când ne-a făcut o întrevedere între toate persoanele, adică noi, primarul nici nu s-a adresat, nici nu a vrut să fie prezent în cazul dat. El numai a dus așa o foaie A4 unde ne-a lămurit că a lămurit situația depășită din țară și el o tipurile banii făcuți de pe acești cotileții folosește în modul dat. Tatiana, chiar dacă noi nu cunoaștem toate detaliile, dar pare să fie o ilegalitate, dacă nu și obțină o samovolnicie. Ați încercat să vă adresați la alte autorități, poate autorități centrale? Unde încă se mai poate de bătut nu, ușa? Nu, eu vă spun că mi-am scris plângerile la sectorul de poliție, am fost chemat de anchetatorul din Nenii Noi, am lămurit situația, la moment totul s-a oprit, fiindcă este pandemie în țară, este, mă rog, noi tot asta înțelegem, fiindcă eu, dacă activez în modul dat, în sfera dată, eu înțeleg toate acestea, dar am vrut să facem o claritate în cazul dat. O claritate, fiindcă se folosesc de bunurile oamenilor și scriu asta după situația depășită din țară. Nu este corect, eu s-o pot. Tatiana, noi am încercat să luăm legătura cu domnul Gorin, doar că el, nu știu din ce motive, văzând poate un număr din străinătate, nu a răspuns la apelurile noastre, din câte știu, nu doar de la poliție nu s-a prezentat, el nu prea răspunde acum la apeluri. Noi am căutat să vedem, măi, măcar din partea cărui partid, cine are așa primari prin țară, e primar independent? Ia uite. E primar independent? Sau cel puțin așa a fost el la alegerile anterioare, nu știu, poate... Poate ajunge să ne scrie, poate să convinge că noi suntem oameni adevărați, da, domnule primar. Da, noi am vrea să avem și cealaltă parte a istoriei. Cum e posibil ca un primar să-și asume atâtea, să meargă peste proprietatea privată a unor oameni, să distrugă construcții, să iei cotilețul și să-l vândă la alt om din sat, motivând prin faptul că e nevoie de bani, că e pandemie? Vă vine să credeți, pentru că eu am impresia că sunt într-un film de lui Custuriță. Da, dar noi pentru prima oară avem acum ocazia să vorbim cu un lucrător medical de la urgență. Hai măcar o leacă să întrebăm cum vă merge serviciul. Serviciul merge bine. Noi suntem prima linie, serviciul merge bine. Cum vreau să vă spun că facem lucru cu multă străduință și eu cred că a să depășim situația care este la noi. Asta nu numai la noi în țară, este pandemie pe toată lumea și așa ca să fie totul bine, noi credem. Trebuie să fim optimiști în orice caz. Noi vă mulțumim foarte mult, vă dorim numai bine, multă sănătate, putere. Și totodată tare vă vom ruga să ne țineți la curent cum evoluează lucrurile, pentru că acum pe fondul pandemiei atât de multe lucruri sau atât de mulți oameni profită de imposibilitatea altora de a-și face dreptate, făcându-și dreptatea ei din buna lor voință sau rea voință mai degrabă. Vă rugăm să ne țineți la curent. Eu vă promit ca să vă țin la curent cu toate aceste date. Și eu cred că poate și, să zicem, și organele de poliție se implice, poate. Poate să ne fac claritate în tot cazul ăsta. Eu cred că noi să mai batem la ușă la toți. Să vedem rezultatul pozitiv până la urmă. Asta mă interesează. Că pentru familia mea ne doare foarte mult cazul dat, fiindcă vă spun că noi am depus foarte mult muncă și suflet în toate astea. Soțul meu se ocupă cu agricultura, noi suntem din țară, n-am plecat pe șchiotare. Am depus multă muncă, vă spun, și la un moment dat, asta e ca o tragedie, vreau să vă zic.
Noi vă dorim numai bine, multă putere, sper să aveți o bucată mare de lumină la capătul acestui tunel. Eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult că vă ocupați de cazurile lor la niște oameni simple și căutați dreptatea pentru noi. Chiar vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Dar noi nu suntem tare complicați cu oameni. Disponibili. Și noi suntem simpli. Sunteți disponibili la toate acestea. Vă mulțumim foarte mult. Seara liniștită, numai bine. Iată, eu mă uit aici bine, online. Șef adjunct, da, al inspectoratului din Anenii Noi este Panța Kiril. Pam, ce mai avem? Acum pornește investigație. Eu cred că este normal. Orice om, nu contează că are acces la ecran, nu are acces la ecran, să se adreseze șefilor de la poliția din Anenii Noi, de la inspectoratul de poliție și să întrebe ce se întâmplă, domnilor. Voi vă faceți acolo treaba, voi primiți un salariu lunar, voi trebuie să vă ocupați de problemele cu care se adresează cetățenii. Ce se întâmplă în acest caz? Cum e posibil așa ceva ca un primar atât de multe lucruri să-și asume și să nu pățească nimic pentru asta din punct de vedere legal? De ce poliția este de partea celor care încalcă legea și nu din partea cetățenilor? Vi se pare normal ca un om să ajungă să se adreseze la televiziune ca să-și caute dreptate, când de fapt dreptatea trebuie să o faceți voi, organele de drept care trebuie să urmăriți respectarea legii? Mi se pare rușinos, mi se pare dezgustător să fii în organele de drept și să nu-ți faci treaba și să compromiți imaginea poliției. Eu sper foarte mult că ne urmăresc și oameni care pot răzbate la acești funcționari și să le spună: băi, obraz, și cu tine, cum așa, cum e posibil, cui faci tu dreptate? Mie, în general, mi se pare rușinos să fii în organe, Nata. Adică așa pe suprafață încă se mai poate, dar să intri chiar deodată în organe, nu-i tare frumos și plăcut, sincer. Nu, e ca tu vreodată ai văzut un organ, spune-mi, unul, care să facă dreptate? Și nu numai un organ să facă dreptate și tu spui: o, bravo. Da, eu am văzut, dreptul zis. Eu am văzut, de exemplu, săptămâna aceasta a fost aplicată o amendă la o biserică. Iată, mi se pare că dar un care organ, din asta e organ? Organul de poliție care a aplicat o amendă pentru faptul dacă că... Dacă nu era TV8-ul și nu bătești, dacă nu era un deputat alături și polițiștii ai îmbrăcați în civil, dacă nu li se spunea și explica o mie de ori că există dispoziții ale Comisiei pentru Situații Excepționale, cu care voi nu sunteți la curent, nu erau la curent unii angajați ai poliției, nu avea să ajungă atât de departe. Dar eu cred că asta nu e o mare problemă. Eu am văzut reprezentanții bisericii imediat anunțând că se colectează fonduri. Eu am întrebat în comentarii, dar nu mi s-a răspuns unde aș putea dona pentru elicopter. Așa spunea domnul Borșevski, da? De la Botanic. Pavel Borșevici. Borșevici, da. Da. Sau Borșevski. Da. Anyway, da. Așa spunea că ar fi bine un elicopter să aibă preoții, cu elicopterul mai repede ar ajunge la credincioși. Nu mi s-a comunicat încă, dar eu cred că noi toți care urmăresc acest live acum, noi toți suntem deschiși pentru a dona, ca să toți cumpărăm măcar unul, bău, da, să-l cumpărăm. Pentru că multe lucruri se înțeleg prin comparație. Noi am hotărât la subiectul coronavirusului, după ce v-am arătat și o asemenea stare de lucruri, să mergem într-o țară care se deosebește de toate celelalte în această pandemie prin comportamentul și măsurile pe care le-a abordat, total diferite de tot ce s-a întâmplat în jur, la vecini, de exemplu, europeni. Ne referim la Suedia. Probabil dacă urmăriți evenimentele, sunteți la curent că Suedia, într-adevăr, a abordat un alt scenariu și alte atitudini față de coronavirus. Mai exact, niciun fel de scenariu. Niciun fel de măsuri. Nu... S-ar supăra domnul Anders Stegnell, epidemiologul. Da? Adică nu a fost sistată activitatea școlilor, studenții puteau să meargă la universități, nu a fost sistată activitatea localurilor, magazinelor, oamenii nu au fost îndemnați să se izoleze social și noi am luat legătura cu un om de-a nostru din Suedia să-l întrebăm: dar cum e asta? Cum e asta, Igor Buzurniuc? Noroc și bună seara! Cum e asta să fii într-o așa stare de lucruri într-o țară care nu doar că nu bate alarma, ci dimpotrivă roagă cetățenii să nu intre în panică, cu toate că au destui oameni infectați, au și morți. Că eu m-am cam încurcat aici. Acușica. Igor Buzurniuc este un om tare simpatic, artist de profesie, care de mai mulți ani locuiește în Suedia. Și tare am vrea să știm cum este asta în Suedia să nu există coronavirus, dar nu există stare de urgență. Noroc, Igor, bună seara! Salut, Andrei, salut, Nata, salut tuturor! Mulțumim că ai acceptat rugămintea noastră de a ne povesti. Cum e, Igor, care e starea de spirit? Voi doar urmăriți evenimentele, știrile, voi aveți și oameni infectați o grămadă, peste 20 ceva de mii, aveți și decedați din cauza coronavirusului, dar nu se iau măsuri drastice din partea autorităților.
Exact, zici corect, la zi, astăzi avem peste 21.000 infectați și în mare parte, cum și ziceai, noi suntem aceiași, da? Uh-huh. Totul se mișcă la fel, doar cu mici excepții. Deci noi avem doar gimnaziile și instituțiile de învățământ superior închise, pentru a limita circulația persoanelor pe distanțe mai lungi. Respectiv, toți sunt îndemnați să lucreze de acasă. Eu personal nu simt nicio diferență, lucrez zi de zi la locul de muncă, la copiii merg la grădiniță, la școală și totul este la fel. Dar societatea este împărțită în două. Unii sunt de acord cu această metodă, însă mulți critică această metodă și pe plan politic, la fel, opiniile se împart. Opoziția bate și tună precum că nu e cea mai bună metodă, doar că, precum e clar, nu știu nimeni la cât este de efectivă această metodă, precum și alte metode. În mare parte, sistemul medical cred că nu este la moment supraîncărcat, dar mai e un lucru, cred că, important pe care nu știu dacă se publică oficial, dar eu cred că numărul a persoanelor infectate este cu mult mai mare decât cel văzut în statistici. Da, multe state recunosc asta, de fapt. Recunosc, în primul rând, pornind la numărul de teste, că numărul de infectați este mult mai mare, n-ai cum să reușești să-i prinzi pe toți. Dar suedezii, și până la această criză de corona, nu obișnuiesc să meargă la spital, la policlinică, doar pentru temperatură. Deci ei stau acasă și acest lucru este un lucru normal pentru ei. Adică tu vrei să spui că deși autoritățile nu introduc măsuri drastice, cetățenii țării oricum abordează un comportament de autoizolare pentru a nu se expune. Dar eu aș vrea să știu... Tu, aflându-te acolo, tu zici că părerile se împart. Care-i părerea ta? Ar trebui să existe aceste măsuri? Sau totuși ți se pare exagerate? Presupun că eu personal aș dori să mă simt în siguranță și această siguranță, evident că nu cred că o am la moment și nimeni nu o are, precum știm prea bine că se circulă liber, nu sunt careva restricții la acest capitol, transportul public funcționează. Eu, de exemplu, lucrez cu mulți tineri și respectiv tinerii vin la centrele de tineret și se distrează și așa mai departe. Deci, okay. Eu sunt expus unui risc și din acest motiv personal aș zice că aș dori careva restricții, doar că este clar că ei se gândesc și la consecințele sau efectul post-criză. Igor, și în special efectele financiare. Noi avem câteva imagini, încercăm să le pornesc iată acum, sper să-mi reușească. Avem câteva imagini cum în Suedia lumea a început să-și facă tatuaje cu ăsta, epidemiologul ăsta, Anders Tegnell. E într-adevăr atât de popular. În Moldova n-auzi oameni să-și facă tatuaje cu Dodon sau Viorica Dumbrăveanu sau Nicolae Furtună. Cum explici acest lucru? Cu oamenii intră atât de tare, îl apreciază încât fac tatuaje cu epidemiologul numărul 1 a țării. Până acum nimeni nici n-a știut de el, doar că acum el este la TV și în media zi de zi. Respectiv, evident că este persoană extrem de populară și dacă cei care vor să-și facă un tatu cu chipul dânsuia, de ce nu? Eu nu văd sens în asta. Mie mi-e clar un lucru că autoritățile suedeze sunt foarte preocupate de consecințele economice ale țării odată ce nu introduc măsuri drastice, înțelegând că aceste măsuri vor cauza mari lovituri peste economia țării. Dar vreau să știu, iată, despre dimensiunea asta umană, cum te simți tu și dacă tu împărtășești această lipsă de măsuri. Îți mulțumesc, Igor, foarte mult, îți doresc sănătate
sănătate în continuare. E uimitor cazul Suediei, într-adevăr, comparând cu tot ce se întâmplă în lume, dar eu foarte mult îmi doresc ca acest scenariu să demonstreze ulterior, peste timp, când noi vom vedea rezultate, că el a fost unul mult mai bun decât alte scenarii. Mai e un lucru scurt, vă zic pe scurt. Toate municipalitățile sau comunele în Suedia au așa numite pachete de criză, pe care le scot pe masă și încep să le întrebuințeze în procesele sau în anumite crize. Respectiv, toate procesele, toate acțiunile și toate un pachet mare de lege este anulat și intră în vigoare aceste pachete de criză, respectiv la fel pentru a minimaliza efectele financiare post-COVID. Și în Republica Moldova știm, cunoaștem, de exemplu, în satul Botnărești era un pachet anticriză, se numește Ia de acolo de unde nu e a tău și poate cumva rezolvăm, e un act oficial, dar sper și alte sate să ia acest exemplu. Igor, îți mulțumim foarte mult. Da. Igor Buzurnic este un artist din Moldova, stabilit în Suedia. Numai bine, sănătate. Îți mulțumesc, a fost o plăcere să stăm de vorbă și sper să ne auzim după epidemia asta și să fie totul bine. Sănătate, Igor. Exact. Numai bine. O seară bună. Pa, pa. Mulțumim. Pa, mulțumim tuturor interlocutorilor noștri. Noi suntem în diferite fusuri orare. Europa acum deja merge spre culcare, dar oamenii rabdă, așteaptă, sunt cu noi ca să intre cu noi în emisii. Noi apreciem enorm de mult acest lucru, ținând cont de toate problemele tehnice noi pe care le-am avut. Noi plătim în primul rând, uita. Ei, plătim cu recunoștință. Mulțumim, Igor. Cei dintre voi care poate l-au recunoscut, Igor este fost membru a formației Millennium, după care a cântat în trupa lui Dan Balan. La un moment dat era cu formația Snails, Furious Snails. După care, iată, de câțiva ani se află în Suedia, țară care la capitolul industrie muzicală probabil că este un campion, nu doar prin Europa, dar și pe plan mondial. Da, unde dacă nu în Suedia s-ar regăsi un adevărat artist? Acum recent a apărut o formație, asta am ascultat, Baba. Da. Ai auzit din Suedia? Baba nu, de Abba știu. Ceva da. Nou. Nu, Baba e ceva nou, totuși, da. Hai să mergem în PewDiePie, altă țară. Tot un bun cântăreț, ai auzit? Am auzit. Cu tristețe nu a exprimat ta. Da, noi pur și simplu l-am ajutat mai de mult pe PewDiePie, l-am promovat, așa că el unde a ajuns, am sus și a uitat de noi. Eu sincer n-am să înțeleg niciodată oamenii care își construiesc cariere în online jucându-se în tot fel de jocuri și profitând de alți oameni care se uită la ei cum se joacă. Dar copiii tăi, te-ai uitat la cine se uită? Nu se uită la gamer, nu se uită la gamer. Hai să mergem în Olanda. Hai să mergem în Olanda. Dar știi de ce vrem să mergem în Olanda? Pentru că de acolo ne-a contactat o moldoveancă iarăși, care se află în orașul Groningen și care, atenție, au deschis în acea localitate o filială a Tucano Coffee. Mai bine zis, în 2018 se pare că au îndrăznit să iei franșiza, să deschide acolo un local și Diana Scorpan, așa se numește ea, ne-a contactat să ne povestească cum autoritățile olandeze au procedat în materie de măsuri economice, sau mai bine zis, măsuri de salvare a economiei, în special pentru domeniul Horeca, care știți foarte bine că este foarte afectat în toată lumea, inclusiv în Moldova. Am zis, sigur, Diana, noi vrem să aflăm cum au procedat olandezii, care, apropo, fac parte dintre codași la capitolul introducere a măsurilor de urgență. Ei, ca și britanicii, au fost printre cei mai sceptici, mai, poate mai ignoranți, ori zice chiar cei care se află în Olanda. Diana, bună seara! Bună seara, Diana! Salutare, Nata, salut, Andrei, salutare tuturor! În primul rând, mulțumim, în primul rând, felicitări pentru curajul de a te afla în migrație și a avea îndrăzneala să pornești o afacere pe cont propriu, o franciză. Spune-ne, te rog, hai să trecem direct la subiect. Voi sunteți acum cu localul închis sau deschis? Noi am închis ușile pentru oaspeți, dar lucrăm cu delivery și cu sistemul grab and go. Deci am plasat o masă în fața localului unde oamenii pot să comande cafea la pachet și noi pregătim această cafea și încercăm să respectăm toate măsurile de siguranță și totuși să servim oaspeții noștri cu mâncare și cafea la pachet. De când sunteți voi în această situație? De câte săptămâni? De când 16 martie, în Olanda, toate companiile din domeniul Horeca, dar și nu numai, au fost nevoite să-și închidă ușile, dar totuși s-a păstrat permisiunea de a activa în domeniul online și de a face livrări, așa ca în majoritatea țării.
În procente, cât de tare s-au redus vânzările voastre, cifra voastră de vânzări? Mai mult de 80%. Deci voi, mai practic, de acum sunteți așa pe un cot doar ca să respirați. Voi nu faceți acum business, voi doar încercați să-l țineți la suprafață. Este adevărat, încercăm să menținem afacerea vie pentru că avem angajați și pentru că am depus și foarte mult suflet în această afacere, încercăm să ne menținem în această perioadă. Acum deja și statul ne ajută cu câteva măsuri pentru a putea supraviețui. Ce se întâmplă la capitolul angajați? Noi auzeam de exemplu Danemarcii, în care statul a insistat să nu se dea afară angajații, să se mențină angajații cu toate puterile, așa încât când se va termina lockdown-ul, la revenire, să nu trebuiască să fie nevoit să angajeze iarăși oameni să pierzi timp pe asta. Dar și statul s-a angajat să plătească 90% din aceste salarii. Cum este în Olanda? Povestește-ne despre aceste măsuri, Diana. Deci și în Olanda scopurile principale ale statului olandez sunt 1. Afacerile, mai ales mici și mijlocii, să nu se închidă, pentru că asta însemna pierderea foarte multor locuri de muncă și să nu crească rata de șomaj, pentru că evident, noi avem mai puțin cerință de angajați și s-ar putea, neavând un suport de la stat, să vrem să concediem angajații noștri și totuși statul a venit cu un pachet în care există mai multe măsuri prin care ne ajută, mai ales plata salariilor. Deci dacă tu, ca și companie din domeniul Horeca, ai o pierdere a venitului de cel puțin 20%, statul pe tine te ajută în dependență de ce pierdere financiară ai cu plata salariilor. Deci în cazul nostru, fiind mai mult de 80% de această pierdere, statul ne compensează până la sfârșit de mai, ne ajută cu plata salariilor în valoare de aproximativ 85%. Da. 85%, asta sună foarte bine. Zici de sfârșitul lunii mai, pentru că până atunci sunt aceste măsuri în vigoare? Da, practic deadline-ul acestei închideri este pe 20 mai. Deci până pe 20 mai știm sigur că suntem nevoiți să fim închiși. Dar de pe 20 mai nu știm ce schimbări vor avea loc. S-ar putea să putem deja deschide, dar s-ar putea să se prelungească perioada de stare de urgență independent de evoluția lucrurilor. Știi, lumea vorbește acum despre tot felul de obiceiuri care se vor schimba peste un timp anumit. Ceea ce ține de catering sau de business-ul restaurantelor, la ce obicei credeți că veți renunța definitiv și iată, terminând cu pandemia, fiind o liniște frumoasă, nu știu, la un mijloc de septembrie, de exemplu, în toată lumea, la ce obiceiuri voi veți renunța și veți spune, uite, de exemplu, vom impune o distanță socială. Ceștile de cafea să fie de lungimea 2 metri. Dacă omul ține ceașcă, să nu se atingă de alt om. Nu m-aș mira în Olanda să fie ceștile de 2 metri. Ei sunt înalți, Dezi. Nu știu dacă ne-am gândit atât de mult la obiceiuri la care vom renunța, dar în cazul nostru, ca să încep ca un context, în cazul nostru noi ne aflăm într-un oraș studențel. Ne aflăm în orașul Groningen, nordul Olandei, și noi depinde foarte mult de fluxul de studenți. Iar universitatea fiind închisă până în septembrie, deci fizica va fi închisă până în septembrie, noi vom fi foarte afectați de acest lucru. Și chiar dacă de pe 20 mai vom putea să ne redeschidem, totuși până în toamnă, oricum, vom avea de suportat consecințe long term destul de mari. Dar oricum, ultima... după ce vom ieși... Da, hai spune, continuă. După ce vom ieși din această criză, oricum oamenii vor fi mult mai atenți la cum cheltui banii și la ce produse aleg să consume. Și cu siguranță că noi, la fel, va trebui să ne adaptăm la cerințele, noile cerințe ale oamenilor. Va trebui să ne adaptăm mult mai mult la mediul online, pentru că acum oamenii se obișnuiesc foarte mult să comande tot ce pot pe internet. Unii poate chiar au aflat, pot să comande mult mai mult decât credeau înainte de pandemie. Și de asta cred că trebuie să ne adaptăm mult mai mult. Să ieșim cumva din paradigma noastră de coffee shop, așa local, în care oamenii vin, beau cafea, comunică și probabil că o să trebuiască să ne adaptăm mai mult la consecințele. Tare greu de băut prin laptop, eu am încercat să beau cafea prin laptop, să mănânc cheesecake, tare greu. Diana, ultima întrebare. Avem două cazuri care ne sunt aproape în situația în care ne aflăm cu tine acum. Este cazul Moldovei, unde cetățenii tot plătesc impozite, unde angajatorii tot plătesc o grămadă de impozite și taxe. Din propria mea experiență știu cât de mult dau statul în fiecare lună având o mică afacere. Și avem cazul Olandei, unde la fel cetățenii plătesc impozite. Cum e posibil ca Olanda,
având aceste impozite, în baza lor să vină cu acest ajutor către oamenii de afaceri și în Moldova atât de puțin să se facă. Tu cum explici acest lucru? Știți, este un pic, poate, nu știu, naiv să te aștepți la statul olandez, la statul moldovenesc să aibă aceeași capacitate ca statul olandez să plătească aceste compensații. Spre exemplu, noi mai primim și un grant nerambursabil, pur și simplu, de 4.000 de euro pentru că activăm în domeniul Horeca și mult mai multe măsuri. Nu putem să așteptăm de la statul moldovenesc să aibă aceeași capacitate, dar atunci când tu observi cum prioritizează statul moldovenesc uneori cheltuielile, când se mai bagă cu un memorial, un havuz și așa mai departe. Te întreb ce fumează ei? Cumva parcă statul moldovenesc pierde un pic argumentul ăsta că noi nu avem de unde să ajutăm antreprenorii. Și în Olanda oamenii plătesc impozite, nu sunt mici, nu că antreprenorii a fost foarte greu să ne dotăm la acest sistem, pentru că în Olanda totul este scump și cam totul este în favoarea angajaților, mai puțin în favoarea angajatorilor. Dar uite că în aceste momente înțelegem că statul totuși are un sistem după care lucrează și în aceste momente poate să fie așa aproape de antreprenori și să nu vină cu argumente cu că nu avem de unde, dar din coace să financeze alte proiecte. Dar dacă n-ar veni, voi ce ați face? Ați ieșit în stradă? Ce ați apucat voi să faceți? Sunt curioasă, ce trebuie să facă cetățenii când ei văd că autoritățile își bat joc de ei în așa hal? În Olanda? Da. Dacă ar fi așa? Nu știu. Nu sincer, nu știu. Omul nu știe cum e posibil asta. Suntem abia de 3 ani în Olanda și noi cumva eram adaptați la realitățile moldovenești și când am venit aici cumva a fost un pic de șoc cultural, văzând cât de tare oamenii sunt cumva depind de statul lor că el să funcționeze bine și cât de puțin de fapt înțeleg că ar putea să existe undeva un stat care nu plătește salarii atât de mari, care nu are grijă de ei. Noi când le povestim care este salariul mediu în Moldova, ei un pic rămân șocați. Așa că eu nu cred că ei ar putea să perceapă o stare de lucruri, fiind obișnuiți cu bunăstarea pe care o au aici. Diana, noi tare îți mulțumim pe ultima sută de metri. Noi am înțeles că... Eu am spus că e ultima întrebare și tu mai vii cu... Eu știu de ce, pentru că Diana este absolut extraordinară. Răspunsurile ei, prezența ei. Eu cred că noi trebuie să-ți propunem un job part-time de reporter pentru Internetul Grăiește. Și Diana este din Olanda, acolo unde... Eu place mult de voi și vă mulțumesc mult pentru ceea ce faceți, vă urmăresc regulat. Mersi tare mult. Diana, noi am înțeles că în Olanda, după instalarea unor antene 5G, mai multe păsări au încetat să facă cod Kodak, au căzut din copac și au început lumea să ne spună scoarțe, foarte urât așa le-a spus, umerile scoarțe, 300 de scoarțe. Spune-mi, te rog frumos, cât de tare pe tine te-a afectat antena 5G de la tine din ogradă? Am înțeles că fiecare olandez în ogradă are antena 5G și toți au COVID, așa e corect? Nu știu, cumva, tu ești din Olanda? Tu fiind din Olanda, foarte des se vehiculează pe internet, mai ales acum recent, prin petiții, moldoveni vorbesc despre 5G în raport cu un caz de păsări omorât în Olanda. Cât de mult asta este un subiect de importanță națională, publică în Olanda? Cât de mult se vorbește pe internetul olandez sau printre olandezi despre pericolul antenelor 5G? Nu se vorbește. Ignoranți! Asta se vorbește, de obicei eu aud sau cumva aflu de tot povestea asta cu 5G când dimineața intru pe Facebook și mai dau scroll și zic ok, probabil n-ar trebui să-mi încep dimineața cu asta, că mă stric dispoziția la cantitatea de știri false care, nu știu, oamenii le distribuie fără a verifica măcar sursa acestor știri și asta un pic mă frustrează pentru că, uite, ai... Ești în secolul 21, ai capacitatea să ai gândire critică, să pui la îndoială ceea ce vezi pe internet și tu nu o faci, nu înțeleg ce. Asta nu e, asta tu ești în secolul 21, Jochi Davis în secolul 22, deja de mulți, mulți ani. Mulțumim, Diana, Diana, mulțumim, multă sănătate. Și te rugăm frumos, când ieșim din toată nevoia asta, dă-ne de știri să aflăm cum ați ieșit voi din ea. Neapărat. Da, apropo, cu jobul de part-time reporter, eu n-am glumit.
Eu pot fi în considerare aceasta. Mulțumim, dar deocamdată focus pe afacerea voastră. Apropo de 5G, da, probabil că unii dintre voi, știindu-ne un piculeț pe noi, cred că noi acuși o să ne apucăm să discutăm acest subiect. Nu, noi nu o să începem să-l discutăm, pentru că noi avem un coleg. Noi sperăm să fie un coleg nou în echipa noastră, care săptămânal să aducă grăuntele ăla de înțelepciune și adevăr pe subiecte controversate. El nou ne-a scris, da. Ne-a scris ce-i drept într-o metodă tare ciudată, ne-a scris pe un porumbel. Porumbelul trebuie să zboare în jur și noi citim liter după liter, liter după liter. El tot scria, ștergea. Da, dar pe porumbel, ca pe ecran, literele se schimbau așa. Da, era un fel de biguș și porumbel. Biguș și scvăreț. Și a zis că vă rog frumos să afișați acest... De obicei noi nu facem asta, că ne scrie foarte multă lume. Renata Osată ne trimite, vă rog frumos să afișați contul meu de Tinder, ca cumva să găsesc cine să mă frezeze în pandemie. Dar de data asta noi am vrut să ajutăm pe Valera. Sperăm să devenim prieteni cu el, dacă vă place, dar nu că dacă vă place, n-are cum să nu vă placă, vă rugăm și pe voi să-l susțineți. Noi l-am întrebat, Valera, tu ce crezi despre tot acest 5G? Și el chiar, eu chiar am să vă spun ce cred. Urmărim ce zice Valera. Și ei băiețe, vă bot tolea cuvântul și v-ați zbludnișit, așa? Vreți rubli, dar nu știți de unde, așa? Stați liniștiți că banii tăți la mine. Blați ca pui și lipadați de cloșcă. Dacă undeva nu-s banii, înseamnă că banii-s la mine. Dacă tu n-ai bani, înseamnă că banii tăi-s la mine, băiete. Eu-s Valea Ratcat, voi știți. Eu rubli fac ei de când eram la mama în pânce. Eu de acolo am ieșit cu banii. O avem acolo ca pică, înțeles. Cu doctorul m-a lămurit eu, nu, stai liniștit. Mă treabă tăi, Valera, ce-s fășiem că... Bill Gates vreți să ne pui chipuri sub chele cu alte Trump, cu ăștia, cu facul mutit, nu știu, năzdrăvănii și ceva așa. Stați liniștiți, oameni buni, ei nu știu peste cine odată, lor le pare că noi sâmblăm cu chipuri sau așa. Eu de la câte mașini am scos catalizatorul și clapa, nici am varit abmâni și le-am chipuit pe el, nu văd în viața lui atâtea chipuri. Ha? Am un Pentium, am eu așa, cu un computer vechi, cu X-Pink. Ei, Bill, eu cu arma ta e în doi pe tine, înțeles-o, nu? Eu câte skin-uri din deci din călcăi am scos cu aquaip și îți pare că eu să n-a scot un chip-ai din mine, să-și. Moldova nu umblă cu chip-ai, băiete. Îl scoți, îl leg de o mâță acolo, îți pare că să arăt că stă tot zăua la soare, băiete, acolo. Dacă spun, îl leg de un cal, apsar, tot provoc ca la tine acolo. Ești fătăt și urmă de parte acolo. Altfel nu suntem de azi, ne-am luat la lecția asta, mai tai din viteză, leac. Un mesaj puternic, un mesaj important de valoare publică pe care sperăm să-l distribuiți. Mulțumim foarte mult, Valera. Îl găsesc pe Valera tot acolo. De fapt, vă găsește Valera pe voi în cazul lui așa. Sperăm să ne reauzim săptămâna viitoare. Nu sperăm. Noi chiar vă rugăm să ne ajutați să înțelegem. Merită să facem pe Valera un expert al emisiunii noastre, un expert independent. Expert, apropo, ca și Igor Dodon, aproape pe toate. Da, și el preferă să fie încurajat, dar are niște metode mai speciale de încurajare. De exemplu, scris cu caps lock, doar cu litere mare, spuneți așa, pur și simplu. Da, 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 așa, da, virgulă, Valera. E că dacă scrieți acest mesaj, da, 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 așa, da, Valera. Și el spune, oamenii au apreciat, asta mai fac. Le-am înțeles, da? Asta e cam tot ce am vrut noi anume în această săptămână să-i spunem lui Johi Defiz, Katie Black, Iurie Roșca și Ion Varăniță despre 5G, dar noi vom monitoriza cu mare atenție și rigoare acest subiect. Deocamdată, prieteni, nu am vrea să nu vă lăsăm și cu niște vești bune pe aproape de finalul emisiunii noastre. Nu am vrea să vă lăsăm fără. Da, nu am vrea să vă lăsăm fără. Nu, dar tu ai zis, nu am vrea să vă lăsăm cu niște vești bune. Fără, da, fără. Uitați-vă ce chestie. Nu știu dacă sunt printre voi oameni tineri, foarte tineri, dacă sunt, ar fi gata, bine... ar fi bine să aflați despre un proiect extraordinar care se numește Upcelerator. Este un proiect care se demarează acum în Moldova, dar el nu este doar pe Moldova, este regional și chiar poate deveni global. Un accelerator de afaceri complet online, un program unic pentru țara noastră, dar după cum v-am spus este și regional, care încurajează startup-urile și le asistă cu tot felul de specialiști, cu tot felul de componente. Este organizat exclusiv online, ceea ce a permis conectarea experților din toată lumea. 30 de mentori din Silicon Valley, din California, Londra, Amsterdam, Berlin și desigur Moldova. Vor sta la dispoziția
celor care vor să lanseze mici afaceri, tineret în special, că lor li se adresează, sunt gata să ofere 500 de ore de mentorat. Intrați pe acest site pe care îl vedeți chiar acum. Ia uite, Oleg Cibotaru. Da, noroc, noi Oleg Cibotaru. Tudor Tarlev. Noi cunoaștem pe mulți. Ia uite, toți oamenii ăștia sunt gata să doneze timpul lor pentru tinerii care vor să lanseze afaceri. Iar noi doar suntem cumva informatori pentru voi. Să mai arătăm o dată cum se scrie. Accelerator se scrie. Intrați acolo, aplicați, aveți o idee, credeți că e timpul acum să vă ocupați, să o lansați. Uitați-vă că Accelerator este la dispoziția voastră. Aplicați cu proiectul vostru și profitați de toți acești oameni care sunt gata gratuit să vă ofere expertiza lor. Iacto, iacto. Accelerator.media. Știu ce trebuie să cânt. Așadar, Nata, e momentul în care trebuie să mulțumim celor care ne susțin financiar în fiecare lună pe patreon.com. Tu crezi că noi merităm să fim susținuți financiar? Așa cum întârziem noi în emisie? Așa nu, așa uite, nu. Uite câtă lume, uite cât. Ok, da, chiar a fost, tu ai simțit, tu știi, sunt unele zile când sunt așa zile? Nu, da, sunt zile când simți că se adună, că uite, e un nenoroc peste altul. Uh-huh. Tu ții minte, ieșit tu de azi a copiilor, care trebuie să întâmple de obicei înainte de somnul nou, a revenitul lor, o cantitate un pic prea mare, dubios de mare, de lacrimi la plecare, la revenire. După asta, o cantitate un pic prea mare de nervi aici, împiedicatul tău de cabluri, o probă care a mers și după asta fâșâitul care a fost la început. Tahicardia ta. Tahice? Da, rugămintea mea. Calmează-ți, puișor. Calmează-ți. Știți, știți cum răspund eu când, când Nata mă roagă să mă calmez? Eu spun, Nata, liniștești. Ce zic, eu nu știu de unde vine răspunsul ăsta, da, absolut necontrolat, inconștient. Bine. Da. Poate eu să vorbesc despre patroni, gata. Hai să mulțumim patronilor, Nata. Băi, deci serios, prieteni, voi sunteți pur și simplu fantastici. La cât de nesimțiți suntem noi să întârziem și să ne justificăm în fața voastră, noi nu merităm nimic, dar voi totuși ne susțineți. Adevărul este că e tare bucurător când... Uf, stați că acușam să vă povestesc. Mă tine că pornește momentul și de emisiune. Eu am plecat. Ok, îmi pare rău. Noi nu mai repetăm greșeala de data trecută, prieteni. Data trecută, poate cineva a observat sau nu, noi data trecută ne-am luat de 12 ori rămas bun. Să că eram greșit. Nu mă greșelez în emisiune. Zina Catulo, Dima Nucă, Radu Tonu, Natalia Pavalachi, Olga Bobeico, Alexandrina Borzin, Irina Iana Ciobanu, Valeria Brânză, Gleb Tocarenco, Ana Bulican, Ana Vingaier, cred că sper. Eu zic bine că tu ești cu... Vingaier, Ali Munte, Daniela Balaur, Angela Iațco. Băi, ciuvași, voi sunteți fantastici, sincer, mulțumesc tare, tare mult. În situația în care... Soarta evenimentelor ca lumea este absolut incertă. Prezidentul nostru a spus că evenimentele cu mai mult de 50 de oameni nu vor fi permise. Creierul meu acum, care este pe ultimele examene la universitate, 4 copii, hrănit, emisiune, proiect fromtheheart.shop, apropo, intrați pe fromtheheart.shop, tare, tare bun site cu produse locale, noi susținem producătorii locali și vă ajutăm să-i bucurați pe oamenii voștri dragi, mai ales acum când nu sunteți acasă. Eu aștept să văd cu toate lucrurile astea mă ocup și eu încă... Stai, rup gata, creierii. Te-ai încheiat? Asta e toată lista de lucruri? Am uitat, trebuie să am grijă să te oblojesc pe tine. Nu, asta se cheamă adulmecarea soțului. Adulmecarea soțului. Da, nu știu dacă voi vă dați încercat, dar eu recomand. În tot acest proces, eu încă fărâm creierii să înțeleg cum pot eu să fac în continuare lucrurile care le făceam cu calumea, reformatându-le pentru evenimente de 50 de persoane. Foarte ușor. Să zicem că ai un festival cu 5.000 de invitați. Da. 5.000 de oameni, 5.000 de vizitatori vin la festival. Da. Ai voie să faci doar cu 50. Da. Faci 100 de zile. 3 luni. Bun găsit la festival. Dar eu știu la ce mă gândeam. Eu dacă aș reveni să fac festivaluri în formatul actual cu maxim 50, eu l-aș face numai pentru patroni. Probabil și asta e opțiune. Dar mai este, asta ar fi justificat. Mai este o problemă care e că noi cred că acum o înțelegem, dar noi nu recunoaștem și nu vociferăm. Noi ne gândim foarte 2D la problema asta de distanță socială. Dar dacă oamenii s-ar învăța să zăboare, că imaginați, tu ai 50 de oameni pe un teritoriu de festival și tu ai 100 de etaje cu 50 de oameni. A? Și asta deja e festival. Trebuie de găsit un aparat care să-i vneah din spate. Nu trebuie. Ascultă aparat. Încă o dată. Eu zic, o porție bună de fasole care nu stare fierte. Bă, Nata, nu, asta uite, e că noi am ajuns la... Și de amuzant, la vârful originalității emisiunii noastre. Pe bune, eu vorbesc de vjneau din spate și tu zici fasole. Deci, uitați-vă ce tren al logicii, cât salt noi am efectuat. Vjneau egal cu salt de... Da.
Mai scurt. Mai pe scurt, ce vreau să vă zic? Stai. Mulțumesc din suflet, voi sunteți cei mai buni pentru voi, pentru cei care la un moment dat ziceți, băi, dă băi să ajut sărașii ăștia, vai de capul lor, mulțumesc tare mult, noi chiar pe bune ne străduim să vă bucurăm săptămânal cu emisiuni care îți va fi interesante. Dacă nu, asta chiar ne reușește în pofida întârzierilor, nu există răsplată mai mare pentru noi decât să descoperim după emisiuni că crește numărul patronilor noștri. Ca lumea are în clipa aceasta, dacă vă interesați, eu doar foarte repijor, 324 de patroni. Thank you! Dar băiatul ăsta totuși bate recordurile. El săptămâna asta a depășit 500 de patroni. Și pentru și, serios, pentru prima dată. Pentru morul ăsta de 2 bani, voi serios? Oh, hai, susțineți oamenii serioși, nu de ăștia. Transmit legătura. Nu, nici fel de legătură nu transmiți, că e cam o... S-a văzut față ta reală. Cum eu, băi, ți-mi minte eu cum am venit? Decembrie 2009. A nins. Și... Dar tu numai în sacou. Și eu, noi nu eram în sacou, eram într-o... Cu un șerfuleț la gât. Eram într-o curtăcică de dermantin. Nu, cu o fiora cam tot așa. Cam nu, tot tu așa. Erai în sacou și ala ca fi nu, eu eram în curtăcică. Eu aveam sacou sub curtăcică. A, tu erai... Tu ești dintre aceia care purtau sacou sub geacă? Nata, până te întâlni, eu purtam două cămași. Da, o cămașă de smart casual, dacă mă duceam la întâlniri, VIP magazin și una de rubac. Noroc că m-ai întâlnit pe mine, Andrei. Așa mi-e de greu cu tine. Nu, azi chiar e greu, azi e greu. Eu nu cred, uite, pentru o asemenea ediție, eu cred că noi meritem penalizare, în mod normal. Doar că vezi că având mulți șefi, mulți directori, eu sunt gata să penalizez azi. Vrei? Hai să mulțumesc și eu celor mai recenți patroni emisiunii Lumina. Vreau să fiu sigur că dacă mi-a scăpat cineva, dacă nu pomenesc pe cineva, mii de scuze, Doamne! Reluăm. Dacă mi-a scăpat cineva, în privat revin și vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc Alionii Munteanu, prietena noastră de la Montreal, Olesia Chamber, Olga Bulat și-a mărit contribuția, Daniel Vorobiov, Ion Ciobanu, Arcadi Cotruță și-a făcut update la card, mulțumesc, Arcadi. Of, comentrismul ăsta, serios, deci da. Mie mi-ar fi rușine, știi, adică... Da. E un prieten mai vechi, dar deja e atât de vechi, știi, încât deja zic, hai fă loc și pentru alții. A să vorbim noi cu Arcadi, vreau să avem o discuție, apropo, săptămâna viitoare, sper să ne reușească. Arcadi e un wizard, e un magician în materie de educație non-formală, da? Și noi am zis să vorbim un pic și despre proiectul pe care îl are Arcadi cu soția lui în Ucraina, cum se descurcă cineva care este organizator de tabără de vară pentru copii pe timp de pandemie, ce face, care sunt soluțiile. Cele mai faine tabere pentru copii? Nu pur și simplu tabără, o tabără la care eu visam să-mi crească un pic mai mare ăștia mai mici, ca să-i pot da la această tabără. Și vrem să ne discutăm cu Arcadi puțin despre evoluția sexualității noastre, pentru că am prietenit, suntem prieteni de foarte mult timp, dar sper săptămâna viitoare să fie gata un material. Nu, serios, noi chiar ne gândeam să spunem, hei, dar ții minte când oamenii, ca să găsească o saună în Chișinău, ne sunau pe noi în primul rând, pentru că noi le ocupăm pe te... Bun, asta e altă istorie. Mulțumesc Olga Bostan, mulțumesc Iana Ciobanu, mulțumesc Luminița Boreț, Gleb Tocarenco, iarăși dacă mi-a scăpat cineva, mii de scuze. Și la sugestia mamei mele vreau să trimit niște mulțumescuri speciale în satul Seliște, raionul Urhei. Maica mea cu taică meu singur în sat și tare des să-s ajutați de consăteni, de vecini, așa că un mare mulțumesc Natasha, vecina, soția lui Viorel, mama m-a rugat tare mult să mulțumesc, Natasha, dacă urmărești, mă închin, plecăciuni până la pământ, mersi foarte mult, Anișoara, asistentă medicală din Selește, doamna Emilia, Nelea, doamna Angela, medic de familie, mulțumesc din partea mamei, de fapt mama poate să vă le spună mulțumescuri astea, deși eu le spun în emisie, dar eu de departe vă mulțumesc și vă îmbrățișez. Am de fapt nu spate îmbărățișat, dar cu gândul sunt alături și vă doresc tare mult sănătate. Mersi tare mult. Eu sper că am mulțumit tuturor, da? Acum e momentul în care tu începi prima din cele 12 luări de rămas bun. Nu, dar chiar nu vreau să mi-au rămas bun de atâtea ori. Eu cred că noi trebuie să fim de fiecare dat pentru oameni originali, ca Johi Davis. Oh my God. Da. Dar poate putem să fim responsabili, să venim la uite... Poate filmăm un timp dedicat să ții rușenie, ca nu să fie trebuie, lume, de ce? Nu vrei, ce așa? De ce e atât de ieșit din comun să filmezi locul nu, în care... Nu, dar nu e asta fi... fața ta, sărăte? Cablurile cele sunt fața mea? Nu, bun, cablurile cele sunt fața mea, dar tot. Asta da. Dar un timp dedicat e fața ta. Loc
locul acela e un loc foarte strâmt, dar în pandemie voi știți că locurile strâmte devin... Dar unde vrei? Uite, stai că eu n-am terminat unde gândul. Vrei să încăpem? Ia uite, masă. În după pandemie, locurile strâmte pentru noi oameni au devenit și mai strâmte. E că eu am încercat să mă strecor între masă și cameră și m-am împiedicat. Gata, am întârziat, iertați-ne, noi în fiecare săptămână încercăm de răsputeri să nu întârziem. Pe final, ce vreau să vă zicem, dacă v-au plăcut oamenii cu care noi astăzi am interacționat și credeți că ați putea și voi să ne povestiți lucruri interesante de acolo de unde vă aflați, în localitățile în care sunteți, noi cu atât de mare bucurie acceptăm contribuitori care să vină cu experiențele lor, cu poveștile lor, cu istoriile lor. Vă rugăm, moldoveni, oriunde sunteți voi, în orice colț al lumii, deveniți contribuitorii noștri. Pentru... E foarte simplu, doar trebuie să ne scrieți pe inbox mie sau lui Andrei și să ne spuneți noroc. Uite, eu am așa o chestie, am o afacere în străinătate, vreau să vă povestesc cum e la noi, sau lucrez la urgență, uite, vreau să vă povestesc cum e la noi. Asta ne ajută să facem o emisiune mai interesantă, să o închegăm, să o facem mai curioasă, mai gustoasă și mai deosebită de tot ce se face în rest pe online. Mm-hmm. Sau... Eu mai am o propunere. Semt. Sau dacă vă cheam Maria Bolocan și în anul 97... sub balcoanele de la pitietașcă, de lângă alimentară, eu am găsit 55 de lei și v-am dat acești bani și dumneavoastră mi-ați spus că mi-ați promis dumneavoastră, Maria Bolocan, mi-ați promis cu 55 de lei ca să-mi luați automat și pulși și eu peste ani de zile n-am văzut acești 55 de lei nici în față, nici până acum eu n-am văzut. Unde există cupiuri de 55 de lei? Dacă vă uitați la acest video și cumva poate undeva vă atinge și vă doare, vă rog să scrieți deodată în inbox. Apropo, noi am avut un mesaj pentru părinții noștri. Ce? Doamna Alexandra, domnul Ion, mama mea, un mesaj. Vă rog frumos, dezabonați-vă pe Instagram de la Johi Davis. Da? Că e foarte mult. Îi urmăreau până pe Instagram, da? Sau asta nu e deja gata. Gluma nu e bună, da? Nu e bună. Nu, dar sincer, noi suntem un piculeț fără cuvinte. Stai, că noi căutăm de fapt ceva. Poate există oameni care poate să ne recomande un prof de fizică. Da, căutăm un prof de fizică. Am vrut să reușim să avem astăzi această discuție, dar l-am rugat pe Valera Otcat să fie cu expertul săptămâna aceasta. Voi nu vă lasă mască când vedeți că oamenii care îndrugă cele mai mari banalități, prostii și mediocrități, își cresc comunitățile cu viteză de cometă, în timp ce produse din astea, serioase, profunde, de loc amuzante, la subiect, uite de exemplu că internetul grește, noi de atâta timp dăm din coace și noi nu reușim. Invidia vorbește în noi. Cum e posibil? Voi vreți noi să începem să vorbim despre 5G și nanovaccin? Săptămâna viitoare, o să facem asta. Trebuie doar să dăm de un profesor de fizică și poate de un alt om de știință și o să avem păreri. Dacă spunem tot din gura noastră, nu-i tare credibil apropo de radiații ionizante și neionizante sau cum se mai cheamă. Da, dar e de înțeles. Noi ieri cunată ne uitam peste ceea ce face Organizația Mondială a Sănătății. Nu știu care a pornit undeva o pușcă și asta a devenit un fake news distribuit de toți, că antenele 5G ar distribui un virus. Antenă virus. Din lingura de borș poți să te căsătorești. Și sărută prințesa. Asta nu prințesa asta broască. Sărută, pe urmă să vezi prințesa. Și chestiile astea par greu de crezut, dar sunt oameni care cad în plasa lor, pun botul, cum s-ar spune. Și vine Organizația Mondială a Sănătății și spune, hei, uite la acest grafic, nu e adevărat. Cine îți distribuie un grafic de la Ministerul, de la Organizația Mondială a Sănătății care spune, hei, nu este adevărat că antenele distribuie. Nu, mai degrabă distribuie ceva care provoacă o leacă de șerbințală în tine, o leacă de răutate, o leacă de dorință de, ei, eu dă să aflăm mai mult și cu acest simir nu-i zagovor, ci cu antenele astea. Și mult mai greu să distribui, demonstrat științific. Asta s-a analizat în 2016 la fake-urile care le distribuiau în campanie echipa lui Trump în alegerile prezidențiale. De 6 ori mai repede și mai ușor pe Twitter se distribuiau fake-urile decât dezmințirile. Când vii cu dezmințirea înseamnă că trebuie să probezi, trebuie să arăți niște date. Cine s-o obosească? Recent am întrebat un producător de muzică, sau el de fapt e și cântăreț, Vitalie Catană, soțul Gloriei Gorcea, care e și ea cântăreață, prezentătoare TV. Am întrebat prietenii. El a distribuit o petiție de asta care spune, ia că ce provoacă antenele 5G, 47 de boli erau scris acolo. Zic, dă-mi te rog o altă sursă decât această petiție. Dă-mi o sursă credibilă. Puneți antena în fața casei și o să vezi. Normal argument, așa e?
Spune-mi, te rog frumos, eu pot să mă îmbolnăjesc dacă bag în mine două măzărichi verzi? Pot să mă îmbolnăjesc de coronavirus? Dar tu bagă nu în tine, bagă în alții și fugi de 4 ori în jurul casei și strigă aum, aum, aum și ascultă levlești în concăști. Și să vezi. Ce este cu această lipsă de argumentare? Dacă tu pornești la discuții și vrei să mă faci mine să-mi pese de sănătatea mea, sănătatea publică, de Vsemirnă-i zagovor, dă-mi niște argumente. Cu mare drag o să le ascult. Mai scurt, nu e grav că noi continuăm să avem printre noi oameni care nu prea își pun substanța cenușie în mișcare. Mai grav este faptul că oamenii care au comunități mari nu-și dau seama de responsabilitatea pe care o au distribuind prostii. Pentru că aceste comunități mari devin, de fapt, niște portavoci care, la rândul lor, fiecare încep să distribuie aceste prostii. Iată, asta este foarte, foarte, foarte prost, nasol, greu, de oprit, dar trebuie de încercat. Sincer, eu cred că noi pe azi ne-am epuizat emisiunea noastră, Andrei Bolocan. Mulțumim pentru atenție, vă dorim un weekend frumos, sperăm să vă simțiți bine. Deja se poate de mai ieșit și pe afară, de s-a furat un piculeț vremea asta de afară. Da. Mai apropo, azi e 1 mai, azi nimeni trebuie să lucreze, așa am înțeles. Dacă ziua muncii... Crezi că lumea astăzi tare a mai lucrat? Și vrem să vă anunțăm că la noi primăvară nu prea a fost și deja nici nu prea o să fie. În weekendul ăsta care urmează, noi o să avem 17 grade de căldură, așa că noi am hotărât să profităm și să mergem să ne facem un picnic în familie. Opa. Dar voi, cum o să petreceți acest weekend cu familia și cu copiii voștri? Povestiți în comentarii. Ia ca cum? Păi așa. Îți place? Scuze, Nata, dar eu putem să facem o tradiție la final de emisiune. Pur și simplu, toate pozele astea downloadate la mine, random. Dar închipă-ți pentru o secundă că tu ești acest crap. Eu cred că e crap sau e fitofag? Nu știu, eu cred că e crap după cum arată. Asta e Dodon, nu e crap, asta e Dodon. E ca închipă-ți că tu te afli în mâinile lui Dodon. Și spui, у тебя есть 3 желания. Первое желание – отпусти. Второе – запусти. Третье – пропусти. Da, Andrei. Ce, gata, Nata, no, da? No, no, da, gata, odată da. Cu Ani, gata? Se stinge din flacără? Dar cum o ținem vie, a? Cu un serial, cu o surpriză, cu un inel, cu niște flori, cu o surpriză, cu niște cheesecake, dar unde dacă e pandemie? Nu e cam prea multă greutate pe mine ca soț, a? Și flotări se fac, și mușchișori se arăt. Dar tu nici nu te uiți măcar. Te victimizezi și tu ca Dodon acum, așa-i? Da, apropo, da. Ai grijă, cine se... Seamănă, se aseamănă. Ce, nu prea, da? Da. Nu prea. Prieteni, gata. Mulțumim tare mult pentru atenție. Voi sunteți adorabili. Emisiunea asta a noastră durează atâta cât durează, pentru că încă 1000, aproape 2000 de oameni stau și se uită la prostiile care noi le adunăm pe final. Sperăm însă că tot ce a fost până acum a fost de ajutor pentru voi și veți deveni și voi un fel de portavoce în comunitățile voastre, distribuind informațiile pe care noi încercăm să le curățim, să le adunăm din surse veridice și să vi le transmitem. Spunem la revedere? Da. La revedere, prieteni. Mulțumim. Dar pe bune, adică dacă plecăm, plecăm, nu? Da. Eu zic ca într-adevăr să spunem la revedere, treci odată, fă-te ca și cum, vai, m-am împiedicat! Și strigă așa. Și te împiedici, cade camera, începi să fâșui și eu, a, ce facem, știți? O repede anunțați la știri. Și tu să-ți dai share. Și o să fim hype. Ce zici? Nu zic. Da, păcat. Mulțumim. Pa, pa. Bună seara, prieteni, și bun găsit. Băi, apropo, dar stai să mă încă o dată, dar să facem data asta bine, fără fâșit. Hai, Nata, hai că putem. Prieteni, doar 2 ore, mai mult nu vă ținem. Bun găsit la internetul grește din această vineri. Apăsați pe butonașul cel alb din Man in Black, sau cum se cheamă, faceți așa pșic și uitați ce a fost în trecut. Și îți dai seama să-i sunăm încă o dată pe oamenii ăștia care s-au culcat am. Și zic, uite, noi mai așa grei despre asta. Și iar asta e un Independence Day, nu? Din surca. Din surca e din Independence Day, da. Dar nu e același film. Independence Day, din surca, da. Aia muia, știi. Da. Pe 27 august e ziua surca. De ce 27 august? Păi Independence Day, nu e din surca. Dar cum se numește filmul ăla din surca? The Day of the Hatchcock Drummers. Serios. Dar cum se traduce în engleză? Am uitat, serios. Eu îți spun că ăsta e filmul. Cum o cheamă? Pe cine? Actor.
Oi, nu e Tom Hanks, așa la e... Și memorie nu avea în general. Da. Îți închipă și memorie n-ai mai avea dacă îmi trăi în Olanda. Ai găsit? Da. Cum? Groundhog Day, măi. Așa se numește da, filmul? Da, Groundhog Day, suca. Ai, că noi de, no, fapt... de fapt... Da, noi vrem să ne luăm rămas bun pe bun. La revedere, prieteni.